Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă, să începem. L-am alături de mine pe fostul președinte al clubului Dinamo București, domnul Cornelinu. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, Denis! Sunteți pregătit pentru maraton? Da, niciun fel de problemă, dar mă face curios într-un fel 40 de întrebări. De la ce provin? De la 40 de mucenici sau de la cei 40 de samurai care și-au făcut sepuc? De la un interviu care să ne permită să intrăm în sufletul omului și să îl arătăm publicului așa cum este. Începem! Da. Dinu procurorul majorează scorul este sloganul cu care suporterii dinamoviști v-au aclamat ani la rând. Ca jucător v-ați remarcat prin stilul elegant, dar și prin îndârjirea cu care vă confruntați rivalii. Dar dincolo de toate acestea, ați fost un fotbalist pentru care fair play-ul a fost foarte important. La seniori am văzut ați jucat timp de 17 ani doar pentru Dinamo București, din 1966 până în 1983, și ați fost primul fotbalist român care a depășit borna de 400 de meciuri jucate în prima divizie. Aveți 53 de goluri marcate, 6 titluri de campion cu Dinamo, 2 cupe ale României tot cu Dinamo, plus de 3 ori titlul de fotbalistul anului. Urmează întrebarea. Este Cornel Dinu cel mai mare jucător al lui Dinamo București? Nu, în niciun caz. Am citit, am ascultat cu atenție tot acest curriculum fotbalistic, dacă vrei. Pot fi date multe explicații, dar mă gândesc că mi-a plăcut foarte de mult și poezia. Există un, în Moartea lui Fulger, există un citat, un vers teribil care spune, apropo de tot acest curriculum vita al meu fotbalistic, nu cerceta aceste legi, căci ești nebun de le înțelegi. Deci, într-adevăr, sunt multe lucruri reale acolo. În niciun caz nu mă pot judeca eu. E adevărat că am un palmares unic. În sensul, cred că, luați-o ca realitate, nu ca altceva. Cred că sunt singurul fotbalist român care a trecut prin toate posturile de decizie în fotbal. Jucător, capitan al echipei Dinamo, capitan al echipei naționale, apoi secretar de stat, sau mă rog, cum era în 1990, ministru ajung la Ministerul Tineretului și Sportului, timp de 2 ani de zile, apoi președinte, unde mi-am dorit și unde am reușit să fac niște lucruri foarte bune și mai ales să leg niște prietenii care durează și acum la fel cum a fost și în Ministerul Sporturilor, la Dinamo. Și mai mult decât atât, din 98 până în 2003, 97-98, din 97-98 până în 2003, am fost și antrenor. Mulțumesc! Puțin știu că ați avut ocazia să jucați la mai multe echipe mari din Europa. De departe, o ofertă de nerefuzat a fost cea primită din partea unuia dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume, Bayern München. Vă citez. În 78 sau 79 am avut un meci la Frankfurt. Înainte de acel meci, agentul m-a plimbat cu mașina și mi-a spus că Bayern îmi dă 1 milion de mărci ca să rămân. Plecase Beckenbauer și Bayern mă urmărise ca înlocuitor al lui. Nu v-ați transferat la Bayern München. Dumneavoastră ați spus de ce ați rămas în țară. Vă citesc din nou. Eram atașat foarte tare de țară și de familie. În plus aveam sentimentul că trebuie să mai dăm ceva și pentru țara noastră înainte de a juca pentru alții. Aș vrea să știu dacă și astăzi mai simțiți la fel. Urmează întrebarea. V-a părut rău că ați refuzat transferul la Bayern München? Nu, în niciun caz. Și aici aș merge puțin în urmă. Unul din prietenii mei, pentru că am avut șansa să cunosc și să fiu alături de oameni deosebiți, care din păcate nu mai sunt printre noi. Și ca să înțelegi pe undeva această mentalitate, nașul meu și prietenul fantastic care mi-a fost, Dumnezeu să-l odinească, mare scriitor, Fănuș Neagu, avea o vorbă foarte interesantă în vremurile acelea când țara o cam luase razna, în special după 1980. Zicea, era mult mai oameni între noi atunci când îl înjuram pe unul singur decât acum când ne înjurăm unii pe alții.
Deci am această bucurie că m-am născut într-o perioadă istorică extrem de zbuciumată, când treceri fantastice. Deci este o mângâiere de destin să treci prin atâtea lucruri și plăcute și neplăcute. Dar de fiecare dată m-am considerat, deși sunt o combinație ciudată de sârb după mamă și moldovean după tată, m-am considerat în primul rând patriot, legat de țară, legat de poporul meu, pentru care n-a existat bucurie mai mare decât atunci când am apucat să îmbrac culorile naționale și să joc sub tricolor. Pot să spun că nu numai mie, în generația aceea, când îi se cânta imnul, așa cum era el, Republică, Măreață, Vatră, trei culori la un moment dat, când le-am prins și pe alea, de fiecare dată ne dădeau lacrimile. Ceea ce sunt convins că nu se mai întâmplă. Era vorba de educație, de trăire, de morală, de familie, de școală. Mie mi-a dat lacrimile acum, de la emoția aceasta pe care nu e reală. Transmiteți, apropo de patriotism, se simte. Mulțumesc, continuăm. Anul 1948 are o dublă semnificație pentru dumneavoastră. Este anul în care s-a înființat Dinamo, clubul de fotbal căruia i-ați dedicat toată viața și pentru care astăzi sunteți un simbol. Dar este și anul în care v-ați născut. Proveniți dintr-o familie multietnică, ați spus mai devreme, mama dintr-o familie de refugiați sârbi stabilită la Târgoviște și tatăl din Bârlad. Ambii dumneavoastră părinți proveneau din familii înstărite și aveau studii superioare, tata a fost jurist, iar mama se ocupa de contabilitatea unei fabrici de panificație din Târgoviște. Încă de mic, cei doi v-au impus respectul pentru tradițiile românești și v-au îndemnat la multă lectură. Ați povestit că mama era cea care ținea casa și că de la ea ați moștenit ambiția care v-a definit peste ani în cariera sportivă. Ați spus de multe ori de-a lungul vieții că poporul sârb este sinonim cu drzenia, cu ambiția și cu devotamentul până la sacrificiu. Urmează întrebarea. Vă simțiți mai mult sârb decât român? Nu. Sunt un produs al Balcaniei, dacă vrei. Și aici îmi permis să-l parafrazez pe celebrul Custurița, pe care l-am și cunoscut într-un anturaj de prieteni care îmi lipsesc acum de origine sârbă. Deci sunt într-adevăr o combinație de nobili muntenegreni și mă întorc la Custurița. Custurița spune că Balcanii, din care sigur că fac parte, sunt miere și sânge. Aș mai adăuga fum și visare. Bine, mergem mai departe. Și acum, aveți doar 2 ani când ați ținut pentru prima dată în mâini mingea de fotbal. La 4 ani știu că ați organizat primul meci de fotbal în curtea casei părintești de la Târgoviște și chiar ați vândut bilete contra sumei de 5 lei. Au participat atunci toți vecinii de pe strada unde locuiați. Mai mult am aflat că tatăl dumneavoastră, după ce s-a întors din război, chiar a condus o perioadă echipa de fotbal Arlus Bacău. În anii care au urmat, ați cunoscut și intrat pe teren cu unii dintre cei mai mari și mai importanți fotbaliști ai tuturor timpurilor și aș vrea să-mi spuneți cine v-a inspirat din fotbal. Urmează întrebarea. Cine este cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor? Al tuturor timpurilor? Greu de spus. Este o combinație, dacă vrei, actuală între Messi, Ronaldo și timpurile mele Cruyff și Pele. Mergem mai departe. Ați fost un elev eminent, am citit, până în clasa a 7-a, când ați început să vă dedicați din ce în ce mai mult fotbalului, dar totuși lectura nu ați abandonat-o în niciun moment. La 17 ani citeați deja jumătate din literatura română și ați povestit că stăteați cu cartea în mână inclusiv în cantonamentele de la fotbal. În 1966, la 18 ani, v-ați transferat la Dinamo București, moment de la care v-ați mutat și cu școala la un liceu din capitală și după ce ați luat bacalaureatul, v-ați înscris la facultatea de drept. Și deși erați ferm hotărât să vă construiți o carieră în fotbal, nu ați renunțat să-l urmați pe tatăl dumneavoastră în profesie, vă citez. Este și o tradiție a familiei, dar am simțit că este și o datorie față de tata, pe care l-am admirat foarte mult. Sunt curioasă dacă vă pare rău că nu ați profesat în domeniul juridic. Da. Urmează întrebarea. De ce ați renunțat la avocatură pentru fotbal? Ah, nu. Aici lucrurile sunt foarte, foarte simple. Deci, în familie, pe undeva ce povesteai, ce s-a prezentat, ce prezentai,
Într-adevăr, era o altă lume a Târgoviștii de altă dată. Întâi a fost un teren undeva alături de unitatea unde a fost împușcat Ceaușescu, se numea TCT-ul, Tenis Club Târgoviște. Apoi stadionul acesta unde se lucrează și acum sunt niște edil deosebiți la Târgoviște în frunte cu primarul Stan. Chiar am scris ceva de el ieri. Interesant că, deși sunt, hai să spun dacă se mai știe la noi ce-i stânga, ce-i dreapta, sunt de stânga, dar pentru binele celor care au ales, la fel cum spunea Friedrich cel Mare, sunteți aleși ca să le faceți bine celor care v-au ales, ceea ce nu se mai întâmplă ziua de astăzi. Deci, din punctul acesta de vedere, era o lume aparte a Târgoviștei. Toată lumea era cu pălării, maică mea la fel a fost o perioadă șefa și a trecut și ea la munca de jos la panificație, unde spuneai, dar într-adevăr, de rigoarea lui Taicămiu, din punct de vedere al dreptății, al onoarei, încerc să o păstrez. Probabil că n-ați profesat? N-am profesat pentru că am fost de mic plecat pe calea asta fotbal. Este foarte interesant că părinții mei au dorit mai mult ca fratele meu mai mare, care s-a prăpădit, Dumnezeu să-l odihnească, au vrut să fie fotbalist. Și îl duceau peste tot, pentru că taică-miu, în perioada după ce a venit de la război în 43, a fost și șef de echipă la Arlus Bacău. A mai găsit pe câțiva, bine, avea o posibilitate financiară extraordinare și taică-miu a vrut foarte mult ca băiatul mai mare să facă fotbal. Eu m-am dus de unul singur și pe Maidan. Maidanul m-a ajutat foarte mult și chiar în ceea ce înseamnă o instruire teribilă cu oameni competenți, care s-a pierdut acum la primele echipe de juniori și de copii de la Târgoviște. Mulțumesc! Ați debutat în fotbal la 16 ani, la o echipă din orașul nostru natal, Metalul Târgoviște. În același timp, jucați și la lotul de juniori ai Naționalei României. Acolo, la lotul național, Traian Ionescu, antrenorul echipei Dinamo de la acea vreme, v-a remarcat și a început o adevărată vânătoare în ceea ce vă privește. I-a sunat pe antrenorii lotului să se intereseze despre dumneavoastră și nu s-a lăsat până nu l-a convins pe tatăl dumneavoastră să vă dea voie să jucați la Dinamo. Ați povestit însă că Dinamo nu era singurul club de fotbal care vă curta, vă citez, era o competiție cu Steaua, Petrolul și Universitatea Craiova, dar tata a decis să merg pe filiera Dinamo, a fost impresionat de grija pe care mi-o arătau cei din Ștefan cel Mare, i-a plăcut că veniseră de vreo 3-4 ori la Târgoviște pentru mine. Singura dorință a lui taică-miu a fost ca Dinamo să mă sprijine să fac o facultate și în vara lui 66 am trecut la Dinamo. Sunt sigură că vă amintiți și astăzi primul meci pe care l-ați jucat sub culorile Dinamo contra echipei Steagul Roșu și aș vrea să știu dacă tata s-a aflat în tribune atunci. Urmează întrebarea. A fost tata mândru de fotbalistul Cornel Dinu? Sunt convins. Și tata și mama, care erau o pereche teribilă. Apropo, dacă spuneai de școală, de profesor, de Inechiță Băcărescu, pe mine m-a ajutat pe lângă familie și profesori deosebiți, gen, luai 10 dacă spuneai ce culoare avea frâul lui Tudor Șoimaru. Era un celebru profesor, Zbiru îi spunea, Oprescu, și era Inechiță, era un liceu, se mai păstrează ceva și acum, dar s-a pierdut. Ei bine, pe mine mai m-a ajutat ceva deosebit. Când aveam 4-5 ani și, așa cum spuneai mai înainte, organizam meciuri, mătușa mea, care era Elena Herișescu Bolintinanu, căsătorită cu un boier din familia Herișescu, dar de fapt mama era Bolintinanu, ea ne ducea, venea în vacanțele de vară, aveam vreo 4-5 nepoți și ne ducea în curtea domnească de la Târgoviște, unde începea să ne învețe de la 4-5 ani franceză, istorie națională, poezie patriotică națională, și încerca și pictură. Eu aveam mâna probabil făcută mai mult pe minge, pe pahar în continuarea vieții mele, mai puțin pe penel. Și de cele mai multe ori luam și niște, când ajungeam acasă, luam și niște perii de sârmă peste mâini, că nu puteam să pictez. Nepoțica mea, care este senzațională, pictează teribil acum la 9 ani de zile. Mulțumesc! Mergem mai departe.
La echipa națională ați debutat la 20 de ani, în meciul pe care România l-a jucat cu reprezentativa Austriei. Vă citez: un bun prieten de-al meu de la Târgoviște, Marcu, era portar. Când m-a luat la Dinamo, antrenorul Traian Ionescu l-a întrebat: ajunge copilul ăsta la națională? Că eu nu iau decât jucător de națională. Și Marcu i-a spus: domn profesor, dacă nici el nu ajunge la națională, nu mai ajunge nimeni. Desfințăm fotbalul. Și uite că i s-a împlinit zicerea. Doar un an mai târziu de la convocare ați devenit capitanul echipei naționale, iar banderola de capitan a rămas la dumneavoastră 8 ani, timp în care ați jucat 75 de meciuri. Ați spus că datoria dumneavoastră cea mai mare a fost să jucați pentru țară, vă citez: înaintea confruntărilor internaționale, la intonarea imnului, indiferent care a fost el, mă încercau lacrimile, secunde bune, știind că trebuie să înving ca o datorie sfântă pentru poporul meu. La națională ați jucat contra celor mai mari nume ale fotbalului mondial, Eusebio, Gerd Müller, Jarzinho sau Pele, ați spus, ne aducem aminte cu toții de mondialul din Mexic. În ultimii ani însă, România a ratat calificări la turneele finale europene și mondiale și ultima dată când am participat la un turneu final mondial a fost în 2008 în Franța. Aș vrea să știu care este explicația dumneavoastră pentru lipsa totală de rezultate de la echipa națională din ultimii ani și ce ar fi de făcut. Urmează întrebarea: cine este vinovat de lipsa performanțelor de la echipa națională? Sincer. Ce se întâmplă? În momentul în care spuneai că am fost luat la Dinamo, a fost un moment foarte interesant, în sensul că mătușa asta care spun de ea, Herișescu Bolintineanu Săraca, Dumnezeu s-o odinească, era doctor în filozofie la Paris, iar Herișescu Bolintineanu, soțul, era un tip fabulos, era, fusese casierul Reginei Maria. Și am prins niște momente teribile cu el când venea și m-a luat de la Dinamo după ce și-a recăpătat una din case, am reușit, că avea vreo 4-5 în București, și ne spunea de multe ori, zice, mergem la Atene sau la China. De ce, nașule? Era o figură fantastică. Scria versuri, era un contabil extraordinar, de asemenea, era contabil Eugen Mare. Păi zice, eu mă duceam la servici doar vinerea. De la ora 11 la 11 jumate, mă uitam când regina se suia pe cal vis-a-vis la palat, venea să-și facă conturile cu creionul chimic, făceam conturile, da, maestate, să treci cu o fănică. Și am suferit aiurea, pentru că nu mi-a plăcut culoarea verde. El a fost prieten cu intelectual, cu oameni deosebiți. A fost acuzat că ar fi fost atunci, în perioada respectivă, simpatizant al naționalist creștinului excesiv de dreapta, că a avut și părți bune. Așa a zis un legionarist. Nu, el era prieten cu Constantin Grăniceanu, cu intelectual, cu asta. Și mai mult decât atât, în noaptea în care a fost omorât profesorul Iorga, am atunci mi-a jucat bridge cu Veturia Goga și cu Maria Antonescu. Și a dat telefon și spune la generalul să trimeată niște jandarmi, că descreierați ăștia, l-au luat pe Iorga și vor să-l omoare. Deci era vorba de seriozitatea unui oameni, Traian Ionescu. Eu v-am întrebat altceva, domnule Diu. Da, nu, mă duc cu memoria, mă duc. Da, vă întorc eu la națională. Da, apropo de... Nu, e vorba de trăirea. Da, e vorba de trăirea respectivă. Au dispărut oamenii de calitate care să sfințească locul din punct de vedere al conducătorului, pentru că acei conducători de atunci, care m-au luat pe mine la Dinamo, erau niște oameni care mai păstrau ceva din educația intelectuală, puternică, naționalistă, interbelică. S-a pierdut calitatea oamenilor. Ați descris perioada dumneavoastră de glorie ca fotbalist ca fiind una din care nu au lipsit distracțiile. Ați spus că multe dintre petreceri aveau loc în anii 50-60 la restaurantul Ministerului de Interne. Acolo aveați un anturaj select sau, ca să vă citez, v-ați înfrățit cu fotbaliști, cu actori ca Gheorghe Dinică, cu doctori, avocați, cu artiști, dar și cu scritori precum Ion Băieșu sau Fănuș Neagu. Petrecerile la care luați parte erau vestite, vă citez, se suiau cu motocicleta pe mese, se agățau de candelabre, la modă mai era și braseria de la Atene Palace, unde mergeam des pentru că era un loc apropiat de Dinamo. Barmanii, chelnerii erau cu toții dinamoviști. Evident că aveați succes și la fete.
care am văzut vă urmăreau peste tot, vă citesc din nou. În general erau artiste și balerine. Fără să vrei, nu puteai să nu găsești o balerină îndrăgostită de fotbaliști. Petrecerile continuau în barul Atlantic, acolo unde selecționata Dinamo Steaua a fost învinsă la un moment dat de echipa ospătarilor. Era adevărat, mingea era făcută din ciorapii și sutienele balerinelor. Eram jucător de la ambele echipe. Și viața și fotbalul se vedeau mai frumos. Oamenii știu, am văzut, vă tratau ca pe un adevărat star. Ați declarat că în anumite locații unde petreceați, erați scutiți de notele de plată, iar meciurile disputate prin țară se încheiau cu băi de mulțime. Vreau să știu cât de mult vă plăcea să fiți în centrul atenției și sunt curioasă dacă aceea a fost cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. Urmează întrebarea. Vi se urcase vedetismul la cap? Nu, nu exista așa ceva atunci. Ceea ce pot să spun este că și cei care m-au promovat pe mine, e foarte interesant, de la Dinamo, la echipa națională, în primul rând la Târgoviște, au găsit în mine un anumit pilon de comportament pozitiv, cred. Nu m-am considerat niciodată o vedetă. Iar, sigur... Era cipit, îndrăgit, adulat, haideți! Nu, eram, așa cum a scris, în 1970, când am ieșit cel mai bun fotbalist al anului, un ziarist foarte bun, Bănciulescu, tot în școala interbelică, în care mai era Dumnezeu, istorie, familie, stat, naționalism și așa mai departe, naționalism echilibrat, a spus, nu, era vorba de șuietă subțire. Adică, la Ministerul de Interne, nu cred că am fost decât de vreo două, trei ori, că nu-mi plăcea să stau acolo, pentru că mătușa mea, de care am mai povestit, era foarte simpatică, spunea, zice, și se închina, mama, ai ajuns rușinea familiei, ai ajuns la miliție. Ea săracă așa înțelegea, eu n-aveam nicio legătură, eram fotbalist, sigur că aveam un grad și sunt mândru pentru că gradul respectiv se dădea pe merite fotbalistice. Deci n-am fost în niciun caz o vedetă. Dar indiferent de frumusețea meselor, pentru că șueta era subțire, putea să fie și Afrodita, rămâneam cu șueta subțire și cu oamenii de calitate, pentru că vorba e mai importantă decât fapta. Pentru că vorba, bine gândită, întărește fapta pozitivă. Bine. V-am descos eu până la final de emisiune, nu plecați așa. Păi bine, știi, și o combinație și între Pitia, te-am anunțat la început, am zis, între Mata Hari și Livia, celebra Livia, soția lui Augustus, dar te apropii și pe undeva de Pitia, de Delphi. Mergem cu prima întrebare roșie, domnule Cornelinu. Da, am jucat cu culoarea roșie mult timp. Ați vorbit despre... Este un fel de culoare a loialității și a sacrificiului. Roșul. Ați vorbit deschis despre cantitățile uriașe de alcool pe care le-ați consumat în tinerețe, deși erați sportiv de performanță. Vă citez. Beam halbe pe blat și la vedere, mereu în plus. Rămâneam mereu pe baricadele finalului cu jucătorii. Mă rupeam cam ultimul, distins, în impecabilă stare, ca un lord englez. Și Serghei Mizil, unul dintre apropiații noastre de la vremea aceea, își exprima uluirea despre rezistența pe care o aveți la alcool. Citez. Mergeam cu canistra de vin până la teren. Și era cel mai bun jucător de pe teren. Omul era meserie. Eu nu am văzut niciunul să reziste ca el, să bea și după aceea să intre pe teren. Pe de altă parte, ați avut lângă dumneavoastră și oameni care au încercat să vă facă să înțelegeți gravitatea situației în ceea ce înseamnă consumul în exces de alcool. Un medic din Târgu Mureș v-a adus chiar de la Budapesta câteva pastile care să vă ajute să renunțați la acest viciu. Vă citez. Într-un spital din capitală mi-au pus pastilele sub piele, dar corpul meu nu le-a primit, s-a deschis cusătura, le-am scos a doua zi cu unghia. Eram încercat astfel să îmi recâștig puterea și am reușit. De atunci, 10 ani, nu am mai pus limba pe alcool. S-a scris mult despre patima aceasta noastră pentru alcool, așa că vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea roșie. Ați fost dependent de alcool? Foarte rar. Cred că de două ori în viață. Sunt exagerări foarte mari. Poate că unele aparțin vremurilor. Nici nu mai aveam când să bem damigene, cantități, caniste sau așa mai departe. Pentru că
eu intram în cantonament de la echipa națională la echipa de club, ai prezentat, și de la echipa de club la echipa națională. Și mai era că toată lunea, după seara liber, care într-adevăr aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt între noi, am avut o rezistență teribilă din punctul ăsta de vedere, dar nu am băut cantități industriale. Repet, era dacă vrei, un acompaniament la masă. Șueta, discuția, era ornată cu, și cu paharul de vin, în care vinul este sângele Domnului Veritas și așa mai departe. Dar în niciun caz nu am ajuns la momente, să spun, dramatice. E adevărat că scena respectivă este, după ceva timp, probabil că organismul era slăbit. Și nu era slăbit datorită alcoolului, datorită unor ajutători, așa zis, între ghilimele, pe care anumiți doctori mi-au dat. Deci prima dată când am jucat până în 67 la Dinamo, era un doctor care mi-a dat o mică pastiluță, așa, nu să știu ce, de la Târgoviști, ca să joc bine. Am luat-o. Și la pauză am căzut în iarba stadionului. Și după aceea antrenorul trebuie, ce ai făcut? Ai luat de la ăla? Da, păi zice, ce? Ți-a dat benzidrină. Deci eram un fel de pilot pe Messerschmitt-uri. Deci din punctul acesta de vedere, într-un anumit moment, cred că în 83-84, am avut într-adevăr niște date medicale care m-au pus pe gânduri. Nu că eram dependent de alcool. Aș vrea și acum, dar nu se mai poate pentru că mi-am băut cantitatea. Și aveam un prieten foarte bun, simpatic, apropo, dacă tot e vorba de exagerări, celebrul frizer particular din Târgoviște, care în momentul când eram în abstinență, îți dai seama că îi certam pe toți. Iar Fănuș îmi spunea, zice, ți-ai pierdut farmecul, ești un idiot, nu vezi fără băutură, nu se poate. Și celebrul acela frizer a avut o figură de stil teribilă. Și ia uite, bă, cine ne ceartă ăsta care a băut un stadion de vin. De aici și exagerările. Bine, am notat. Mergem mai departe. Retragerea dumneavoastră de pe teren nu a însemnat plecarea de la Dinamo. Ați continuat ca antrenor secund, iar din această funcție ați reușit cea mai mare performanță din istoria clubului de fotbal Dinamo, calificarea în semifinalele Cupei Campionilor Europeni. În 1985 erați antrenor principal la Dinamo, când a început ceea ce dumneavoastră ați numit mazilirea dumneavoastră. Ați fost trimis ca antrenor la copii și junior, mutat apoi în divizia B la echipe de provincie și în cele din urmă retrogradați din funcția pe care o aveați în cadrul Ministerului de Interne. Ați spus atunci că, asemenea tatălui dumneavoastră, ați cunoscut și splendoarea și decăderea. Vă citez. Practic nimeni nu mai avea voie să se uite la mine, eram ca un proscris. Din 85 până 89, viața mea s-a transformat într-o vânătoare continuă. Nu mi s-a mai dat voie să intru în București și oriunde mă duceam, securitatea venea după mine. Au început rapoartele denigratoare, greutățile, mizerile, eram considerat dușmanul poporului. Mi s-a interzis și să stau pe bancă, la meciuri, iar numele nu mi-a mai fost rostit nici la radio. Urmează întrebarea. De ce v-a eliminat vechea securitate de la Dinamo? Nu știu, n-aș pronunța cuvântul securitate decât între niște ghilimele. Ce se întâmplă? Dă-i omului puterea și vezi cine e. Cel care m-a zidit pe mine într-un termen, dacă vrei, a fost un tip pe care l-am cunoscut în anii 71-72, când eram student la Facultatea de Drept, unde și acum am o prietenie extraordinară cu profesorii de atunci. Din păcate, un teribil profesor, un prieten al meu, uluitor, șeful catedrei de drept roman în 1983, profesorul Molcuț, ne-a părăsit acum două luni de zile. A fost o pierdere teribilă. Mai mi-a rămas câțiva apropiați, profesorul Popa, profesorul Neagu. Întorcându-mă la ceea ce spun, în perioada aceea l-am cunoscut student la Fără Frecvență. Eu am fost coleg de Fără Frecvență pentru că aveam seziune speciale și trebuia să citești totuși materia pentru că te plimba profesorul pe toată materia. Deci eram cunoscut și erau niște profesori dreptul avoia, o exigență atunci, nu era o glumă chiar la Fără Frecvență. Deci era Sandu Chiriac, care era ghiotantul lui Maurer, o discuție foarte interesantă. De acolo am cunoscut foarte multe lucruri despre Maurer și despre implicația lui benefică pentru poporul român până în 70-71, când l-a ascultat băiatul ăla. Ei bine, acel personaj era șeful Direcția 4 de Contrainformații Militare, Nuță, care era foarte apropiat de noi, cu profesorii, la câte o agapă și așa mai departe. În 1978, după rămânerea după aceea, el a fost numit șeful poliției. Odată cu el, postănicul la securitate, Homoșteanu, ministru de interne. E, în momentul acela am avut o discuție în care am explicat că Nuțelu, postelnicul,
are un serviciu secret de informații în care raportează direct lui tovarășa Ceaușescu totul. Posibil că era un tip atașat de fotbal, respecta jucătorii de valoare, nici el n-a mai avut ce să facă, pentru că în 1994, prietenul meu, Dumnezeu să-l odihnească, Ștefan Andrei, de-abia atunci mi-a povestit, când am fost scos la Dinamo în 17 martie 85, a venit la mine acasă. Știi că în seara aia, când am fost la tine în 17 martie 1985, a doua zi m-a chemat Ceaușescu și mi-a spus să nu te mai duci pe la fotbalistul ăsta care înjură guvernul și e dușman al poporului pe toate drumurile. Cel care m-a apărat într-un fel în perioada aia și să-i dea Dumnezeu sănătate, un om de foarte bună calitate, este vorba de Valentin Ceaușescu, care îi mulțumesc și acum. Continuăm. Dinamo cumpăra meciurile cu videocasetofoane cu ce confiscau ei. Steaua le cumpăra cu bani. Securitatea fiind mai nenorocită, știa cum lucrau ăia de la Steaua, iar banii veneau de la generalul Victor Stănculescu din traficul de arme. Existau doi tipi din drumul taberei care primeau bani ca să cumpere 3-4 jucători de la formația adversă. Meci de meci. Așa ați descris derbiurile dintre cele două mari rivale, Steaua și Dinamo, în anii 86-89. Ați vorbit și despre modul în care Valentin Ceaușescu vă lua de fiecare dată apărarea. Ați spus că fiul fostului dictator se pricepea la fotbal și chiar v-a vrut antrenor la Steaua, echipa lui de suflet, vă citez acum, a vrut să mă aducă antrenor la Steaua, dar m-a drogat generalul Nuță de la internet printr-o gagică pe care o știam eu în Târgu Mureș. Am stat cu ea seara și mi-a pus ceva în vin sau în cafea. M-am trezit abia a doua zi la ora 6 seara. Am întârziat la întâlnirea cu Valentin și nu am mai ajuns la Steaua. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată tentat să trădați Dinamo pentru Steaua? Niciodată. Niciodată. Sunt niște prezumții în sensul acesta. Nu poți să intri în mentalitatea unui om să știi ce gândește. Am aflat ulterior că ar fi avut acest gând Valentin. Însă eram urmărit pas cu pas de această figură tristă, amintire, Nuță, care era de o răutate feroce. Care nu întâmplător a căzut cu bazuca, a fost lovită elicopterul cu bazuca în noaptea de 21 spre 22 decembrie 89. E o altă discuție. Dar probabil că exista așa ceva în mintea lui Valentin Ceaușescu. Nu mi s-a spus niciodată. Iar întâmplarea respectivă este reală, dar nu era cu vin, că de obicei înainte de meciuri noi nu beam. Mergem cu următoarea întrebare. Calificarea istorică a echipei Dinamo în semifinala Cupei Campionilor Europeni din 84, reușită de dumneavoastră în calitate de antrenor secund, a fost umbrită de câteva dezvăluiri grave făcute tot de dumneavoastră în 2018. Ați scris în cartea Misterele lui Mister că toate meciurile de calificare pentru Cupa Campionilor au fost de fapt blaturi. Despre victoria uriașă a echipei Dinamo cu Hamburg ați spus și vă citez: eu i-am dat banii arbitrului. Chiar am deschis geanta înainte să-i o predau, am vrut să văd din curiozitate cam despre câți bani era vorba, erau toate bancnotele Europei. Franci, francezi, franci, elvețieni, mărci. Securitatea am dăduse banii așa cum reușise să îi strângă. Blat ați spus că a fost și în celălalt meci de calificare cu Dinamo Minsk. Aș vrea să știu însă dacă această modalitate era o practică la nivel european sau doar statele comuniste din Est încercau astfel să intre în fotbalul mare și vreau să-mi spuneți cât costau blaturile la vremea respectivă. Urmează întrebarea. Victoriile lui Dinamo din Cupa Campionilor au fost cumpărate de securitate? Nu, niciodată. Este o exagerare bolnavă, hazardată, probabil că unei părți a presei, pentru că în momentul acela sunt doar două episoade de care am povestit. Am povestit episodul de la cu Hamburg la București și episodul atâta cunosc. Dar atențiile respective pentru arbitrii se practicau și se practică în toată lumea. Se cunoaște o istoriografie de 50.000 de pagini, cred. De exemplu, celebrul Milan, celebrul Inter al anilor 63-64, se spune că avea pe lângă el un refugiat din Ungaria, Scholti, care făcea tot felul de aranjamente. E bine, la București, când s-a jucat și Dinamo a câștigat cu 2-1, n-a ajuns. Deci nu erau decât în două situații s-a petrecut așa ceva. Meritul este al echipei, este al antrenorului, al momentului.
echipele erau mai puternice decât noi. Dați-vă seama că Hamburgul era campiona Europei. Miscu era campiona Uniunii Sovietice, care s-a destrămat în 91 cu Gorbaciov și așa mai departe. Deci, era pur și simplu atenție în care... Cât însemna această atenție? Nu știu, că n-am numărat. Puteți să numărați. Deci, înainte să mă întâlnesc cu arbitrul de la Hamburg, a fost dorința mea să vorbesc cu el, ca să-l atenționez, că este o surpriză care o facem celor de la Hamburg, jucând cu totul și cu totul altfel tactic, sunt niște amănunte tactice, decât se așteptau cei de la Hamburg de cu noi, care ne urmăresc la un meci în urma la Slatina. Și practic a venit un general și mi-a zis, dă-i și geanta asta. Și cam cât era în geanta? N-am uitat că erau toate monedele de pe atunci ale Europei și i-am luat în glumă, zic, da, vă descurcați, dar cam greu. Cum strângem și noi cornele? Dar nu era ca să cumpără meciul. Ca arbitru să fie atent, un mic amănunt, că noi jucăm la offside. Iar celebrul Happel, care conducea acea echipă, a dat afară pe antrenorul secund pe care l-avea atunci Ristici ulterior, care m-a prezentat înainte la München, pentru că noi a spus că jucăm la offside. Era o surpriză în care l-am rugat să fie atent, că îi pregătim o capcană lui Happel. Și la fel a fost și la Minsk, pentru că la Minsk... Nu, trebuie să închei discuția asta. Așa. La Minsk am intrat într-un moment printr-o abilitate a mea, pentru că arbitrii erau spanioli, Iamo Castillo, și fusese reluați de KGB din Spania. Și am prins un moment în care le-am dat o atenție, tot așa, o geantă de-n aceea de la Sibiu, nu știu ce era în ea, dar într-un moment în care ăia pregăteau ceai într-o cameră alăturată la cabinei arbitrilor. Și a durat 10 secunde în care i-am spus la mulți ani lui Iamo Castillo și că cifra este ziua lui de naștere. Dar ca să ne arbitreze corect, nu să ne cumpere meciul, pentru că și ei alții umblau mai rău decât noi. Și sunt multe exemple în sensul acesta pe care, din păcate, presa n-are cum să le înțeleagă și mai ales cum să le știe. Bine. Presa vrea să le înțeleagă și merge în întrebare roșie. Nu, sunt nepregătiți foarte mulți. Ați scris că Ion Crăciunescu, unul dintre cei mai mari arbitri români, ar fi fost implicat de asemenea într-un aranjament la nivel înalt. Ați spus că Ion Crăciunescu a fost mituit de patronul echipei franceze Olympique Marseille pentru ca arbitrul român să nu acorde cartonaș galben unui jucător francez, astfel încât acesta să nu fie suspendat și să poată juca în meciul următor, și anume în finala Cupei Campionilor. Chiar dumneavoastră ați luat banii de la patronul francez, bani pe care apoi i-ați fi dat lui Ion Crăciunescu. După aceste afirmații, marele arbitru a anunțat că vă dă în judecată. Și alte nume importante din fotbalul românesc s-au înfuriat după dezvăluirile făcute de dumneavoastră despre blaturile și mita din fotbal. Impresarul Giovanni Becali a fost surprins de presă în timp ce vă adresează tot felul de injurii, iar în fața presei a declarat, îl citez: ăsta este acel Cornel Dinu care vă vrăjește cu acele cuvinte frumoase, literare ale lui, e diavol, e satana, el i-a trădat pe toți. Gigi Mulțescu și Ioan Andone, jucătorii meciurile despre care dumneavoastră ați afirmat că au fost trucate, au spus și ei. Niște zvonuri incredibile. Noi am simțit din teren cât de dezavantajați am fost de arbitraje. Impresarul sportiv Ana Maria Prodan a intervenit și ea în scandal și a declarat: nimeni nu mai dă doi bani pe ce spune Cornel Dinu. Mi se pare atât de josnic. Eu l-aș interzice peste tot. Ce respect să avem pentru un astfel de om? A mers el ca antrenor cu valizele? E jalnic. Mă întreb, dacă toți acești oameni din fotbal au fost onești în vehemența cu care v-au contestat, sau pur și simplu este vorba de foarte multă ipocrizie din partea lor? Nu. Urmează întrebarea roșie. Ați fost purtătorul de valiză în blaturile din fotbalul românesc? Niciodată, doar în două întâmplări pe care le-am povestit, ca să fim arbitrați corect. Cu Hamburg și cu Dinamo Minsk. Să fim arbitrați corect, pentru că și ei făceau același lucru. Practic, răul nu e pornit de la noi. Răul, ca și în ziua de astăzi, este împrumutat din practicile occidentale. Iar noi și acum am luat mai mult rău decât era atunci. Da. Ceea ce pot să vă spun... Despre Ion Crăciunescu și acești bani? E foarte simplu răspunsul. Spuneați că dau în judecată, ați auzit de vreun proces? Mi-e mai drag adevărul decât orice pe lume. Și nu e niciun proces. Sunt niște vorbe hazardate pe care le-au rostit și care n-au nimic comun cu realitatea. Câți bani ați dus?
Nu, era important în cartea mea, respectivă ultima carte. E o perioadă foarte interesantă cu un personaj fabulos, Bernard Tapie, pe care l-am cunoscut bine. E bolnav, îi urez sănătate. A fost o experiență de viață teribilă cu Bernard. Președintele de la Olympic Marseille. Președintele la Olympic Marseille, da. E o discuție mai lungă, dar văd că astea nu... Răul contează, răul ne domină. Nu se poate spune de blatul sau așa mai departe. Cert este că ar trebui să-și povestesc o întâmplare foarte interesantă în 1983, înainte de meciul cu Hamburg. Dinamo a câștigat și cupa și campionatul. Dar atunci erau cele două echipe embleme. Mai era și Craiova dinainte. Și în momentul ăla a fost o discuție care Postănicu, care era un tip șiret, a vorbit cu cei de la Steaua ca să câștige Dinamo campionatul și cupa. Pentru că era voința partidului unic, a conducătorului unic, să fie două echipe puternice. Din păcate nu s-au înțeles conducătorii de atunci. Eu eram... Antrenor. Vă dau 30 secunde. Da, era un antrenor scurt, am să încerc. Deci nu s-au înțeles și am câștigat și cupa și campionatul. După o lună și jumătate, Postănicu cu Homoșteanu și cu vicepreședintele secției de fotbal, un tip de o calitate extraordinară, el și Homoșteanu la fel, este vorba de procurorul general Nicolae Popa, și-l chemează Ceaușescu, în care era pe birou, cum citea el de obicei informațiile de la cele trei servicii secrete, că acum sunt mai multe și se omoară între ele. Și în momentul ăla, Olteanu, care era ministru, și cu Ilie Ceaușescu, uite, nu câștigă Steaua, la care el a spus, zice, măi, Postănicule, zic, tu știi că eu am înființat Steaua în 47? Uite, m-am dus să ai grijă de securitate. Da, ia stați puțin. Ia ieșiți-mă afară. Vă certați ca țiganii ca la ușa cortului. Încă mai avea momente de luciditate, după aia e altă discuție. Vă certați ca țiganii la... Faceți, bă, două echipe și bateți-vă cu ăștia din Occident să arătați cine e România. Și-a avut dreptate, Ceaușescu, s-a întâmplat lucrul ăsta. Mergem mai departe. În momentul acela, atunci Dinamo și Steaua au luat cei mai buni jucători și nu întâmplător au avut echipe care mergeau în cupele europene. Acum e hazard total, haos. Altă întrebare roșie. Da, continuăm cu o întrebare roșie. Păi tu pui mai multe întrebări roșii decât tricouri roșii cu care am jucat eu. Sunt două scenarii apropo de relația dumneavoastră cu fosta securitate. În presă s-a scris că ați fost nu doar un colaborator al securității, ci și că ați făcut poliție politică. Gabriel Andreescu, fost deținut politic și activist pentru drepturile omului, v-a acuzat că în 74 l-ați denunțat pe profesorul Ion Coja, iar acesta a riscat ani grei de temniță comunistă din cauza dumneavoastră. Și fiica fostului fotbalist Lică Nünweiler v-a acuzat și o citez. Când eram mică, auzeam ce vorbeau tata și frații lui despre el. Cornel Dinu și-a turnat colegii la securitate. I-a săpat cât a putut de mult pentru a înlătura ori din echipă, ori de pe banca tehnică. În tot acest scandal legat de vechea securitate, cel care v-a luat apărarea și a spus că dumneavoastră de fapt ați fost persecutat de securitate, este istoricul Florian Bichir, un bun prieten al dumneavoastră. Acesta a vorbit despre o confuzie. Pentru că în arhiva CNSAS apar două persoane cu numele Cornel Dinu, îl citez acum, unul era fotbalist, celălalt strungar, un pârlit de strungar care turna cu cine bea el prin uzină, iar ilustrul fotbalist era urmărit la cheie. Dumneavoastră ați recunoscut deschis că ați scris pentru securitate doar două note informative și acelea în condițiile în care ați fost forțați de împrejurări. Urmează întrebarea roșie. Ați fost sau nu turnător la securitate? Doamne ferește. Însă pot să fac o anumită diferență. Am cunoscut oameni mulți cu funcții de decizie din vechea securitate, patrioți extraordinari, care mai sunt și acum și care au făcut bine țării. În 1969, în 28, mi se pare, în decembrie, primul ministru de atunci, Ion Gheorghe Maurer, a dat un anumit decret prin secretarul care era atunci Columbeanu, tatăl nostru, fiul nu cred că știe să scrie. Columbeanu bătrân era un tip fabulos. L-am cunoscut până până 98, el scria hotărârile de guvern în continuare după timpul lui Maurer. Și vin tot felul de idei în minte. Deci, din punctul acesta de vedere, n-am scris absolut nimic. Cert este că din acei 1000 de securiști care au trecut din direcția SIE în Ministerul Comerțului Exterior,
Vreo 900 sunt și acum de foarte bună de calitate și vreo 100 au contribuit la vânzarea țării alături de cei care ne-au condus. O discuție amplă, o discuție din toate punctele de vedere. Iar ca să-mi cunosc dosarul este mult mai mare al meu și cuprinde și niște date în care am conștiința curată că am vrut să fac și am făcut bine neamului românesc în momente cheie. Prin prieteni, prin cunoștințe, e o discuție largă, lungă, dar văd că rău e preponderent. Când o să mă întreb de rău, am să spun de unde provine toată răutatea asta, de a mistifica adevărul. Deci nu am făcut niciun fel de legătură. Atunci, mai mult decât atât, cel care interceptaseră telefonul între mine și profesorul Cucojea, care e un foarte bun român și cu care sunt foarte bun prieten și acum. Și cel care era un colonel Werner, care răspundea de... Și mi-a dat, fără să știu, când plecam, mi-a trimis până cineva un plic, a zis el. Dumnezeu, era, apropo de foarte mulți oameni ai vechii securități care au fost patrioți și alții, niște ordinari care au profitat de relațiile dinainte și au distrus, au vândut țara asta alături de o parte din conducătorii ei. Deci, colonelul mi-a spus, nu, dumnezeu, era o piesă de teatru foarte bună despre, scrisă de Cojea, care e și un scriitor foarte bun și profesor universitar eminent, scrisă despre Revoluția din 68 de la Praga. Dar zice, acum dacă suntem în scandal cu rușii, asta ne mai trebuie să ne mai certăm și cu piesele lui Cojea. Un subiect pe care vreau să-l discutăm acum. Despre Revoluție și căderea regimului Ceaușescu. Ați spus că știați de aceste mișcări cu ceva timp înainte ca ele să se întâmple. În zilele de 13-19 decembrie 1989 ați fost în Italia, unde v-ați întâlnit cu Marele Industria și Vladimir Kon, iar acesta v-a spus, citez, este sfârșitul lui Ceaușescu, s-a hotărât la Malta, la Timișoara a fost doar începutul, urmează și la București. Tot la Malta s-a hotărât ca în România să acționeze rușii. Mâine ești în București, vezi ce poți să faci, te cunoaște lumea, te duce mintea. A doua zi v-ați întors în țară și ați mers chiar în centrul evenimentelor, la televiziunea română, alături de profesorul Dan Marțian și de Ion Iliescu, unde în primă fază v-ați ocupat cu redactarea de știri despre Revoluția care începuse și la București. Ați declarat ulterior că Revoluția Română a fost de fapt orchestrată cu ajutor străin. Ați povestit că ați fost martor la episodul în care Petre Roman ar fi cerut intervenția trupelor sovietice. Vă citez. Petre Roman a fost cel care, într-o rusă perfectă, a vorbit la telefon cu consulul Uniunii Sovietice, solicitând intervenția trupelor sovietice. Domnul consul a explicat clar, nu ne amestecăm, trupele sunt debarcate, în 2 ore sunt în centru, dar nu ne putem amesteca. Fostul premier Petre Roman... Întreburile interne a unui stat... Fostul premier Petre Roman a negat existența acestei convorbiri, spunând toate declarațiile lui Cornel Dinu sunt formate numai din minciuni sfruntate și absurdități. Este aberant. În noaptea aceea nu aveam nicio calitate, nicio atribuție să contactez pe cineva de la ambasada sovietică. Sunt puțini, domnule Cornel Dinu, cei care au curajul să își asume în spațiul public o altă versiune a Revoluției Române față de cea așezată în spațiul public. Așa că vă întreb, urmează întrebarea. A fost Revoluția din 89 lovitură de stat? De fapt, există un capitol în a doua carte a mea, care nu este neapărat memorială, este o carte care întâmplările pe care le-am trecut, eu le-am corelat cu ceea ce se întâmpla în societatea românească și în lume. Deci, dacă s-au scris, așa este adevărul. Iar capitolul respectiv se numește Revoluție sau lovitură de stat cu public. Ce pot să vă spun în plus este că de fiecare dată cei, nu numai de când e lumea, și de la Revoluția franceză, cei care au făcut Revoluția au fost căzut sub ghilotină. Nu întâmplător în 90, am o relație de respect față de președintele Iliescu, de care mă lega o întâmplare unică de început în 1968, când era președinte, era secretarul general al Uniunii Tineretului Comunist, cum era atunci, trebuia să plec când murise un unghi la bârla, dar m-a pus să vorbesc la un congres al UTC-ului. Atunci l-am cunoscut prima dată. Un foarte bun politician și un foarte bun român. Mențin lucrurile acestea până la capăt. Sigur, probabil cu o discuție care am avut-o cu el în 95, când într-o luciditate de om de stat incontestabil, aduceți-vă aminte în 90, cum toată lumea era 89, să vină Iliescu, să scăpăm și așa mai departe, și cum e obiceiul, meleagul ăsta unde este fum și de prea multe ori aia măsii,
a devenit un dușman, dar un om care a încercat să facă bine poporului român. A fost lovitură de stat, Revoluția Română? O combinație între Revoluție, Mișcarea Maselor și lovitura de stat orchestrată de câteva persoane, în care Ion Iliescu și Petre Roman au fost doar actori. Cel care a condus a fost Brucan, care nu mai este printre noi și care în anul 89 lasă prietenii din stânga, din dreapta. Bine, eu nici nu eram... Și care în 89? Eu eram... Brucan? Diferența e foarte clară. Îmi povestesc de un prieten la care țin foarte mult, Vladimir Con. Eu la Revoluție eram în sacou. Majoritatea care... Ce a făcut Brucan în 89? În 89 a stat câteva luni de zile în America, la începutul anului s-a operat și de apendicită la prietenul meu, marele grafician Eugen Mihaescu, după care a stat două săptămâni la Moscova și el a montat totul. Iar și Roman și Iliescu sunt doar niște actori montați în scenă. Mergem mai departe, rămânem aici cu acest subiect. Relatările dumneavoastră despre Revoluție par a fi adevărate acte de eroism în care v-ați riscat chiar și viața pentru o misiune clară, domnule Cornel Dinu, să o salvați pe doamna Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu. De fostul președinte v-a rugat să mergeți la el acasă și să o aduceți pe soția sa, care era în pericol. Vă citez. Un colonel mi-a pus la dispoziție un tab. Acasă, într-o vilă de pe Bulevardul Aviatorilor, doamna Iliescu era cu o prietenă. Le-am băgat în tab și ne-am întors fără incident la televiziune. Ați povestit că a trebuit să plecați și din sediul televiziunii cu soția fostului președinte. Vă citez. Eram în lift, dar la etajul 6, soldatul a avut ideea nefastă să deschidă ușa dinspre coridor. O rafală de mitralieră l-a atins în mandibulă, iar mie mi-a trecut efectiv pe la urechi. L-am pansat cum am putut cu batista mea. Le-ați ascuns pe Nina Iliescu și pe prietena sa acasă la dumneavoastră. Iar situația s-a calmat abia în ziua de Crăciun, după execuția soților Ceaușescu. Vreau să știu dacă fostul președinte v-a răsplătit îndeajuns pentru grija pe care i-ați purtat-o soției. Urmează întrebarea. V-a răsplătit Ion Iliescu cu funcția de secretar de stat? Convingerile nu se răsplătesc niciodată. Eu pot să spun că Ion Iliescu, relația între noi a fost probabil mă simpatiza. Pentru că în 1968, cum îmi spuneam, era secretar al UTC-ului, s-a gândit să ia cuvântul și un sportiv, plăcându-i fotbalul, plăcându-i sportul în general. Și fiind un om de lume și un om elevat din toate punctele de vedere. Și în momentul acela s-au gândit ei și au zis, dom'le, singurul care a mai făcut și liceu, mai știe să... E Cornel Dinu. Și aveați 20 de ani atunci. În momentul acela m-a surprins că cel care am vrut să fac eu discursul respectiv, era după amiaza la Sala Palatului, mi-au trimis un ziarist de la Viața Studențească, Patriche, de atunci era și domnul Cristoiu, care e un ziarist foarte bun și îl apreciez, și care își păstrează conștiința, deci rămân oameni cu coloană vertebrală. Am făcut împreună cuvântul ăla, trebuia să iau cuvântul, două discuții interesante, mult mai decât răul ăsta care ne domină. Mi-a făcut discursul, trebuia să iau cuvântul, conducea Gogu Rădulescu, s-au sistat lurile de cuvânt, n-am mai apucat să mai vorbesc. Și coboram pe scări și din fața mea venea președintele Iliescu cu Dan Marțian, pe care l-am cunoscut atunci, îl mai cunoscusem când am dat examen de intrare la Facultatea de Drept în 1967, la Socialiștii în Civic mi-a fost examinator. Am luat o notă bună, n-are nicio importanță. Și în momentul ăla îi spun, domnule președinte, domnule Iliescu, mi-am ratat cariera politică. Mă întorc la familia mea naționalistă, patriotică, cu tentații de dreapta, deși unchii mei, care au fost magistrați, nu făceau politică, n-aveau voie, erau magistrați, nu erau încadrați în nimic politic, era o anumită noblețe din punctul de vedere. La care Ion Iliescu mi-a explicat scurt, Cornele, n-ai pierdut nimic, istoria e o mizerie, politica e o mizerie. Iar, tot la fel, în 1995, m-a chemat în ziua de 28 și mi-a spus, zice, tu ești priceput în sport, eu știu lucrul ăsta, aș vrea să fii secundul lui Mircea Angelescu. Adu-l pe Mircea Angelescu mâine dimineață și să preluați sportul pentru că te pricepi, am încredere. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Sorin Răducanu, fostul jucător la Dinamo și fost candidat la șefia FRF, a declarat că în 90, imediat după Revoluție, chiar în biroul dumneavoastră de secretar de stat, a avut loc o întâlnire de taină
cu urmări pentru fotbalul românesc. Îl citez. S-au strâns o grămadă de șmecheri, gen Dan Alban, Cornel Dinu sau Giovanni Becali. Alban, care era prieten cu Dinu de pe vremea copilăriei la Târgoviște, a fost scurt și la obiect. Hai bă, să ne îmbogățim și noi, că tot eu fac. Dinu fusese jurist și o ținea pe a lui, că nu există legislație în România pentru transferurile de jucători. Imediat a sărit Dan Alban. Ce legi, bă? Eu nu am respectat nicio lege toată viața și crezi că o să mă apuc tocmai acum? M-au întrebat dacă mă bag și eu, dar am răspuns că nu mă interesează. Atunci Becali s-a apropiat și mi-a zis: Sorine, ești prietenul nostru, bem împreună. Dacă nu vrei să faci bani cu noi, du-te mai încolo până terminăm de discutat. Atunci și așa s-a înființat mafia fotbalului românesc. Coincidență sau nu, după această întâlnire secretă și după campionatul mondial de fotbal din Italia din 1990, au început marile transferuri în fotbalul românesc. Urmează întrebarea roșie. S-a înființat mafia fotbalului românesc în biroul lui Cornel Dinu? În primul rând, că ai multe citate, aveți în niște personaje cărora le doresc din toate punctele de vedere sănătate și iartă-i, Doamne, că nu știu ce spun. Sunteți unul dintre foarte puțini oameni din fotbal despre care presa nu a scris nimic despre relații extraconjugale sau alte iubiri. Un singur articol pe această temă a apărut în 2009 cu titlul, citez, Vasile Turcu i-a furat gagica lui Cornel Dinu. Jurnaliștii au scris atunci despre o tânără absolventă de liceu pedagogic pe care fostul acționar de la Dinamo ar fi cunoscut-o în anturajul dumneavoastră. Despre acea tânără, presa a scris că era de fapt la acea vreme un soi de prietenă oficială a procurorului, adică a dumneavoastră. De altfel, Vasile Turcu a și decis ulterior să își asume această relație pe care ar fi ascuns-o inițial de ochii dumneavoastră. Acum. Aș vrea să-mi spuneți, dacă lipsa articolelor din presă despre dumneavoastră și alte femei se datorează faptului că nu au existat în viața dumneavoastră astfel de aventuri sau dumneavoastră ați fost suficient de atent încât să nu se afle, urmează întrebarea, sunteți un bărbat discret în materie de femei? Deci cum să-ți explic? Sunt două lucruri. Despre femeia am să spun că soția doctorului respectiv, al lui doctorul Halmaghi, era o femeie extraordinară și mâncam de multe ori împreună cu patronul de atunci, Curtifan, Dumnezeu să-l odinească, și pe el la restaurantul Continental. Și el încerca să o necăjească. Știi că doctorul e cu aia. Și asta care era o femeie, era o armeancă deșteaptă din Gherla și o femeie teribilă. Mă, Curti, lasă-mă mă în pace. Numai ăia care nu sunt sănătoși și umblă doar cu nevastă sa. Ce spunea aia? Iar al doilea episod foarte interesant, în 2002, înainte să moară Anieli, pe care l-am cunoscut, eram în Italia cu soția mea, la care cam acesta a fost raportul între noi, și acum în fiecare seară am mai greșit, că sunt doar om, și trec pe lângă portretul ei și îmi cer iertare. Poate am greșit, poate am supărat-o. Dar fără să avem confruntări sau am făcut odată acte, s-a terminat. Și acum? Despre soție o să vorbim. De soția noastră, Silvia, vă leagă o poveste de dragoste impresionantă. Ați cunoscut-o în perioada studenției la Facultatea de Drept, iar în 77, la 2 ani de la absolvire, v-ați și căsătorit. Naș de cununie a fost bunul dumneavoastră prieten, scriitorul Fănuș Neagu. Despre mariajul dumneavoastră ați declarat în 99 și vă citez: în fotbal nu există weekenduri, zile de distracție, dar am avut șansa ca soția mea să mă înțeleagă foarte bine, deși nu știe mai nimic despre fotbal și este, din multe puncte de vedere, cel mai bun sfătuitor al meu. Este vorba și despre o anumită înțelegere superioară, reciprocă. Apropiații au spus că secretul trăniciei în căsnicia dumneavoastră a fost dragostea sinceră care v-a legat încă de la început de femeia care v-a și devenit soție și că ei îi datorați cariera longevivă de fotbalist. Vreau să știu cum ați cucerit-o pe soția dumneavoastră și care a fost cel mai frumos moment pe care l-ați trăit împreună. Urmează întrebarea. A fost soția salvarea dumneavoastră? Nu văd de ce salvare, dar a fost un partener uluitor, care îi simt lipsa, un om de foarte bună calitate, o veritabilă matroană romană. Adică pot să spun că dacă am făcut ceva din punct de vedere material în viață, l-a făcut ea, pentru că eu sunt un tip idealist.
materia mă interesează mai puțin. Ea a fost o femeie foarte așezată, o gospodină uluitoare. Păcat că a plecat atât de repede de lângă mine, mai aveam nevoie oricând de ea și întotdeauna. Repet, sigur, eram tiner, am cunoscut-o pe holurile facultății de drept, ea învăța înainte de un examen, mi-a atras atenția, am intrat în vorbă, am rămas prieten o lungă perioadă de timp, apoi ne-am căsătorit. În niciun caz salvarea, dar a fost cel mai bun ajutor al existenței mele de-a lungul timpului după 1977. Am avut multe momente încântătoare împreună și poate că un moment care ne-a ajutat foarte mult, că atunci, în 1977, când ne-am căsătorit, n-am putut să facem cununia religioasă, nu era voie. În momentul uluitor a urmat după câțiva ani de zile, când am fost împreună și am făcut și cununia religioasă, de suntem legați pe vecie și în fața lui Dumnezeu. Ce-i drept, ar fi bine măcar să o mai găsesc dincolo, pentru că aș avea nevoie de ea și acolo. Ce frumos! Continuăm. Aveți un singur copil, pe Cornel Ștefan Dinu, născut în 88, despre care ați mărturisit mai târziu că este adoptat. I-ați lăudat tot timpul calitățile și ați vorbit despre cât vă bucurați de apariția unui copil în viața dumneavoastră. Vă citez, este bucuria de care aveam nevoie atunci când îți dorești un copil, nu neapărat un moștenitor, îți dă cu siguranță liniștea că rămâne într-adevăr ceva consistent după tine. Fiul nostru a aflat de la dumneavoastră că este adoptat abia când avea 14 ani. Jurnalistul Florin Condurățeanu a scris și el despre această decizie de a-mi fia un copil. Citez acum. Cornel Dinu l-a crescut cu inimă caldă, i-a asigurat instruire de înalt nivel, i-a cultivat pasiunea pentru pictură, iar el a decontat frumos iubirea tatălui adoptiv. Când marele campion a fost operat pe cort deschis, fiul înfiat a stat ca un câine credincios la ușa salonului de spital. Vreau să știu ce vârstă avea băiatul dumneavoastră când l-ați înfiat și care este povestea acestei adopții. Urmează întrebarea. Cum v-ați decis să înfiați un copil? A fost o decizie reciprocă a mea și a soției mele. Și gândul acesta, pentru că soarta nu este cu toată lumea mereu darnică. Sigur că între noi mai erau și scântei între mine și soția mea. Fă o legătură între un leu și un berbec. Mai e și scântei. Dar asta, cum să... Sunt ca în poezia lui Esenin. Nu-i nimic, mă împiedicai de o piatră, toate astea până mâine trec. Am avut noblețea asta. Dar interesant este că ne-am dorit un copil. Iar soția mea, datorită faptului că după 1990, că a avut și ea de suferit în perioada aceea cu celebru Nuță, odihnește-l, Doamne, și pe el, că n-a știut ce face. Soția mea răspundea și de spitalul, era la Grigore Alexandrescu, șef al serviciului juridic, la filantropia, unde era doctorul Gheorghe, de care am vorbit mai târziu, și răspundea pe undeva și de celebrul cămin de la Arcul de Triumf, unde, dacă vă aduceți aminte, a făcut o vizită și Michael Jackson când a venit la București. Și mi-a spus de multe ori, asta se întâmpla în 1990, mi-a spus de multe ori, hai să avem și noi un copil, sunt de acord, niciun fel de problemă, e normal să avem așa ceva. Și m-am trezit, era în 90, înainte de accidentul care l-am avut în Italia, după care n-am mai jucat tenis, și m-am venit acasă într-o seară și am văzut un micuț așa, avea 2 ani, îl luase de la cămin, mama mea era în pădu, mama, drăguț, simpatic, și Silvia mi-a explicat, zice, da, știi că luni trebuie să-l ducem înapoi, că trebuie să facem acte, să luăm acceptul de la părinții ei. Era perioada aia când mulți părinți și abandonau copiii în spital. Și am spus, unde să-l iei? L-ai adus, rămâne în casă, restul rezolv eu. A fost, într-adevăr, una din marile mele bucurii, o am și acum. Sunt o familie minunată și Norma e o fată teribilă. Pare rău odată, dacă o să mai mă viți, vin și cu nepoată mea să vă facă recital pe aici, care este teribilă. Ea pictează foarte bine. Discutăm despre ei. Mergem mai departe. 2011 a fost un an foarte greu în viața dumneavoastră. În luna mai v-ați pierdut cel mai bun prieten, pe Fănuș Neagu, și vă citez, odată cu Fănuș a murit și o mare parte din mine. Apoi, în iulie, același an, 2011, ați suferit un infarct și ați fost operat pe cord deschis. Ați fost externat la câteva luni mai târziu, iar în următoarea zi
Ați trăit singurul moment fericit din 2011, nunta fiului dumneavoastră. Și despre acest eveniment a spus că a fost organizat mai devreme decât era stabilit, pentru că soția dumneavoastră, grav bolnavă, își dorea să își vadă fiul căsătorit. Finalul acelui an v-a dărâmat din toate punctele de vedere. În decembrie știu că v-ați pierdut soția. Aș vrea să-mi spuneți de unde ați găsit puterea să depășiți cel mai greu an din viața dumneavoastră. Urmează întrebarea. Când ați plâns ultima dată? De curând. De curând. Acum două luni, când mi-a murit unul dintre cei mai buni prieteni, profesorul Molcuț. Repet, legăturile mele, am avut și probabil că șansa asta, destinului, să caut și să am în preajma mea oameni de foarte bună calitate. Pentru care și profesorii de la drept. Ori am plâns ultima dată când știam de vreo două săptămâni că profesorul Molcuț, care nu a suferit de nimic, era de o tărie extraordinară, era un romanism teribil, de o cultură fabuloasă, de literatură, poezii, tot ce vrei, era un spectacol întreg. Eram nedespărțiți din 1967. El îmi spunea mie, Acatone, copilul ăla nebun al plebei romane care se aruncă în Tibru ca să dovedească că el conduce plebea în timpul imperatorilor, iar eu îi spuneam ducele de la Ghergan, pentru că el avea și o moștenire undeva la Ghergan, unde taică mi era în 46, controla urnele și au vrut să schimbe urnele niște bolșeviști din ăștia comintarniști cu motocicleta și le-a pus pistolul în piept. Aici zice, câștigă cine votează, nu cine schimbați voi urnele. Deci am plâns pentru că eram foarte mult legat spiritual de acest om. Ultima dată, în dimineața în care un alt foarte bun prieten al meu, profesorul Nicolae Popa, am fost un triumvirat așa, dar un triumvirat, nu să spun Cezar Pompei și Crassus sau eu mai știu cine, un triumvirat care a rămas în continuare cu o prietenie teribilă în care ne-a plecat catalizatorul, scânteia care exista între noi. Și am fost ca frații un om de o valoare uluitoare, de o elocință teribilă, toată lumea îl regretă, dar și într-adevăr am plâns în dimineața când știam că murise, la 7 dimineața, profesorul Popa mi-a anunțat și n-am putut să vorbesc de lacrimi. Mulțumesc! Pentru că nimic nu este mai frumos decât prietenia. Vă citez acum, abia mai am inimă să trăiesc, sunt cuvintele pe care le-ați spus în acel an, în 2011, momentul în care ați pierdut-o pe femeia care v-a fost alături timp de 35 de ani. Când a murit, soția noastră avea 63 de ani și avea numeroase probleme de sănătate. Din cauza afecțiunilor, în 2010, doctorii i-au amputat piciorul stâng, iar la începutul lunii decembrie 2011 i-a fost amputat și piciorul drept. Presa a relatat că la înmormântare nu v-ați dezlipit de sicriul ei, dar nu ați putut suporta gândul că nu o să o mai vedeți niciodată, așa că ați plecat de la ceremonie, chiar înainte de final, și ați mers singur pe alea academicienilor, acolo unde era înmormântată o altă persoană dragă dumneavoastră, care decedase cu doar câteva luni înainte, bunul meu prieten și nașul de cununie, Fănuș Neagu. An mai târziu, de la pierderea soției, ați spus, vă citez, uneori când aud ușa de la intrare, cred că este ea, mă simt singur, îmi lipsește. Mă uit mereu la poze, uneori îi aud vocea, este greu, foarte greu. Vreau să-mi povestiți ce fel de femeie era soția dumneavoastră. Urmează întrebarea. V-ați împăcat cu moartea soției? Nu. Nu, pentru că s-ar fi putut să mai dureze existența ei și aveam nevoie de așa ceva. Din păcate, i s-a declanșat un diabet agresiv încă din 1998-99. Am reușit să o duc în ultimul câteva zile în Italia, la niște prieteni ai mei, unde i s-a făcut 3 bypass-uri. A venit după aceea, dar era o femeie mândră, o femeie cu o personalitate distinctă, uluitoare, o femeie care era un fel de tigroaică a familiei, nu se putea lega nimeni nici de mine, nici de copil. Avea și niște comportamente din acestea acidă în vorbă, dar și de legat de o noblețe teribilă, pentru că nu întâmplător amicii noștri spuneau, Fănuș îi spunea, baroana de Colentain. Dar norocirea a fost că
în viața mea de cele mai multe ori a venit furtuna și a fost furtuna operației de care aminteai în august, în iulie-august 2011, după care a fost a doua amputare și n-a mai rezistat. Părerea mea este, aveam o personalitate teribil de puternică, o femeie foarte frumoasă, mai sunt, am și acum în fața mea o femeie frumoasă, deci am senzația că nu și-a mai acceptat statutul care avea de invalid și că practic și-a dorit plecarea dintre noi. Dar nu am stat departe, n-am putut să văd la câțiva prieteni de locurile noastre de veci de la Belu, nu puteam să-mi văd soția, un om cel mai apropiat și care îți dai seama de multe ori ce valoare oamenii când nu-i mai ai, nu puteam să stau să văd în groapă că este băgat acolo. Mergem cu o întrebare roșie. Persoane apropiate de dumneavoastră au făcut mărturii de-a dreptul cutremurătoare despre două momente în care ați fost la un pas să vă luați viața. În 2012, Corneliu Vadim Tudor a vorbit despre un episod din perioada în care fosta securitate începuse deja să vă facă probleme. Îl citez acum. Cornel Dinu era foarte deprimat. Mă sunase soția lui, iar eu și Eugen Barbu ne-am întâlnit cu el. L-am urcat în mașină și am făcut turul parcurilor timp de 4 ore. Am vorbit cu el până când i-a ieșit din cap gândul să-și pună capăt zilelor. În 2014, un apropiat de-al dumneavoastră a vorbit sub protecția anonimatului despre o altă tentativă de sinucidere pe care ați fi avut-o. A spus că dumneavoastră erați atunci marcați de pierderea soției, aveați probleme grave de sănătate și erați dezamăgit din punct de vedere profesional. Prietenul dumneavoastră a spus atunci, eu îl citez, este într-o depresie accentuată, este pur și simplu sufocat de suferință. Noi, prietenii lui Cornel, care vorbim cu el mai des, suntem îngrijorați pentru că a vorbit cu foarte mult calm despre sinucidere. Aș vrea să-mi spuneți de ce ați fost în depresie și cum ați reușit să vă puneți din nou pe picioare. Urmează întrebarea roșie. Ați încercat vreodată să vă luați viața? Nu, dar gândul acesta mi-a trecut prin minte. Dar l-am compensat imediat cu faptul că viața nu ne este dată. Nu știm, așa cum spune Cioran, nu știm de unde venim și unde ne ducem. Și nu aveam dreptul să fac așa ceva, dar am avut și momente, într-adevăr, de deprimare teribilă, de nedreptate pe care a trebuit să o suport. Sunt momente în care nu mai sunt cum eram, adică nu mai sunt acatone ăla care sărea, cum spunea, ducele în Tibru. Și atunci slăbiciunea, durerea umană îți duce, fără să vrei, gândul și îți vrei un final care mi l-aș dori, cu multă sinceritate, îl spun cât mai târziu, pentru că am această familie minunată, această nepoată, Fimiu și Normea, niște oameni extraordinari. Mulțumesc! Una dintre cele mai mari rivalități din fotbalul românesc este între dumneavoastră și marele antrenor Mircea Lucescu. Presa a scris că această rivalitate ar fi început la mijlocul anilor 60, când erați amândoi jucători la Dinamo, dar în afara terenului nu vă vorbeați deloc. Rivalitatea a continuat în perioada în care atât dumneavoastră cât și Mircea Lucescu ați fost antrenori. În 85 ați fost înlocuit la Dinamo chiar de Mircea Lucescu, care v-a luat locul pe banca tehnică. Jurnaliștii au comentat că până în 1990 Mircea Lucescu confirmase deja ca tehnician, în timp ce dumneavoastră încă mai căutați un prim trofeu major din postura de antrenor principal. Conflictul a devenit public în 1990, când Mircea Lucescu a plecat să antreneze în campionatul italian, unul dintre cele mai importante campionate ale lumii, iar dumneavoastră erați secretar de stat în Ministerul Sportului. Într-un interviu pentru publicația italiană Gazeta de la Sport, ați spus: cine credeți că este Lucescu? Este marele manipulator al acestui fotbal murdar, trucat. În România oamenii o știu, iar el aici nu s-ar mai putea întoarce. Îl veți cunoaște. Mircea Lucescu a declarat mai târziu: din cauza lui Cornel Dinu, nu m-am mai întors la Dinamo. Nu era loc pentru amândoi acolo. Aș vrea să-mi spuneți de ce nu a fost loc pentru amândoi și de la ce a pornit această rivalitate și aș vrea să îmi spuneți dacă îi recunoașteți meritele de antrenor ale lui Mircea Lucescu. Urmează întrebarea.
Sunteți invidios pe succesul lui Mircea Lucescu? Nu. Mai mult decât atât. Sigur, există o înțelepciune veche populară care spune n-are sens să te cerți, mai ales când ești în vârstă, pentru că nu mai ai timp să te împaci. N-a fost o adversitate între noi, ne-am vorbit tot timpul. Adversitățile au apărut, dacă vreți, la nivelul celor care ne conduceau. Și îți dau un simplu exemplu. Când eu n-am mai fost, datorită unei conjuncturi foarte largi, va trebui să spun și eu ceva, de că tot aprindeți culoarea asta roșie și mie să nu iau foc. În fine. Dar m-am obișnuit, dacă te-ai jucat în roșu, suportă culoarea până la capăt. Deci am să spun un lucru foarte interesant, apropo de foarte multe lucruri acestea din presă care nu sunt conforme cu adevărul și cu realitatea. Deci în 1990, un prieten foarte bun al meu, am avut acest conflict cu el, a avut o declarație la Campionatul Mondial din 90 și am răspuns să tacă din gură. Nu Mircea Lucescu, cei care aranjau meciurile, că ai citat undeva la un moment dat, acum vreo 40 de minute, erau cei care conduceau Dinamo și cu Steaua. Lupta era între ei, nu între noi care ne respectam. Și jucam de multe ori împreună fotbal la bar, așa cum la barul Atlantic, așa cum a scris, Dumnezeu să-l odihnească, amicul meu, Dumnezeu să-l ierte, Eugen Barbu. Dar în 1990, în 1995 am fost schimbat, în 1985 am fost schimbat, după care a urmat 2 ani cu niște antrenori la care Postănicu era un tip care știa fotbal și avea o șiretenie, a spus dacă a fost Cornel Dinu, după Cornel Dinu nu poate să mai vină decât Mircea Lucescu. Deci din punctul ăsta de vedere nu-l invidiez, îl respect, îi apreciez rezistența, dar în același timp trebuie să ne gândim că noi oamenii suntem un bulgurile de energie. Poate că energia mea a ars mai repede decât a lui, este de admirat că se ține încă în putere, obține niște rezultate și suntem la fel de buni frați acum fotbalistici și de spirit, de înțelegere, cum am fost în primii ani când ne-am cunoscut la Dinamo. Mulțumesc! Un alt rival în fotbal este Anghel Iordănescu. Duelul a început în tinerețe când erați amândoi jucători la echipe rivale, dumneavoastră la Dinamo, iar Puiu Iordănescu la Steaua. Ați povestit unul dintre episoadele de rivalitate și vă citez: jucam pe stadionul Dinamo. Iordănescu ținea mingea la picior, dribla cu capul în pământ. I-am zis, mă Puiule, nu mai ține atât că te tăvălesc și e păcat de tine. Uite ce echipament frumos ai. I-am pus câteva contre, l-am tăvălit prin noroi și la pauză a ieșit chipurile accidentat. Duelul cu Anghel Iordănescu a continuat în anii 90, când dumneavoastră ați fost numit selecționer al Naționalei în campania de calificare la Campionatul Mondial din Statele Unite. Lotul convocat de dumneavoastră a câștigat în primele confruntări cu Țara Galilor, dar a suferit o înfrângere dureroasă contra fostei cehoslovacii. După acest eșec, Anghel Iordănescu a fost numit în locul dumneavoastră pe banca tehnică și cu Iordănescu selecționer, Naționala României nu doar că a reușit în cele din urmă să se califice la Campionatul Mondial din Statele Unite din 94, ci a făcut istorie, a ajuns până în sferturile de finală, acolo unde a pierdut dramatic la penaltiuri. Prestația României la acel campionat este cea mai mare performanță din istoria Naționalei de Fotbal. Mai mult, Anghel Iordănescu a fost declarat atunci cel mai bun antrenor român al secolului trecut. Replica dumneavoastră a fost, și vă citez: pierdutule, ai tupeul obraznic să spui că ai adus mari noutăți la echipa națională. Ai moștenit echipele construite de Ienei și de mine. Și Rodion Cămătaru, câștigător al Ghetei de Aur în 87 cu Dinamo, v-a recunoscut meritele. Atunci, la Mondialul din 94, s-au bucurat alții de munca lui Cornel Dinu. Urmează întrebarea. Cât din succesul lui Anghel Iordănescu de la Mondialul din 94 vi se datorează? Nu pot să fac o apreciere. Cert este că după ce Ienei în 90 n-a mai fost antrenorul echipei naționale din postura de secretar de stat și având o perioadă în care încă era sub subordinea Ministerului Federația Română de Fotbal, am făcut și eu ce am considerat că este necesar. Am adus jucători la echipa națională care au continuat. E bine să numere cei pe care prietenul meu Răzvănel îi pare, le spune ziarici și numărători de cornere,
să numere ei câți jucători, eu nu vreau să calculez, am adus eu din 91 începând la echipa națională. Și am să spun de ce spun 91. Deci, el are merite incontestabile că a dus mai departe o muncă în care eu am eșuat, pentru că eu am greșit la Cosițe. Toată lumea îmi spunea să joc în poartă cu Lung, am avut niște rezerve și eu și Gino Iorgulescu, antrenorul meu, care a fost unul foarte corect față de mine în perioada respectivă, cu niște clauze clare de colaborare între noi, am fost pe undeva influențat, deși, acum, tot ce vezi tu aici, trebuie să ții cont și de faptul că eu sunt celebra gură de Târgoviște, gura de Târgoviște renumită, adică avem și divagări care par spirituale, dar sunt și agresive uneori. Deci meritele lui Puiu Ordonescu sunt incontestabile că a dus mai departe această echipă. Ceea ce rămâne o dilemă pentru mine este că eu am avut o tentă ofensivă de joc. El a jucat mult mai precaut. Se spune că de multe ori cei care devin antrenori și ard mai repede, cum am fost eu și ca jucător, și de-aia probabil că în 2003 mi-am încheiat și poate regret cariera de antrenor, pentru că a fost foarte legat de Dinamo, deci meritele lui sunt incontestabile. Dar eu m-am luptat din 91 pe lângă alt jucător să-l aduc în țară pe Belodedici. Și l-am adus în 92. O discuție foarte complexă. Mulțumesc. Și asta. Continuăm. Lumea vă cunoaște și sub numele de Mister sau Procurorul. Puțin știu însă că apelativul Procurorul nu are legătură cu studiile dumneavoastră juridice. Vă citez. Antrenorul naționalei de junior, Gică Bărbulescu, nu avea o impresie strălucită despre mine, dar când a aflat că tatăl meu a fost avocat și un procuror de elită, a zis chiar în vestiar: băi, vedeți că ăsta e băiatul procurorului Dinu, om extraordinar, trebuie să avem grijă de el. Și procurorul v-a rămas numele. Fostul meastră elev Ion Andone a găsit și argumente pentru acest apelativ, a spus așa: erau momente când era foarte sobru, dar în același timp elegant și rasat. Cred că și de aici s-a tras porecla: procurorul o merită. Cornel Dinu emană rafinament și inteligență. În ceea ce privește pseudonimul Mister, regretata dumneavoastră soție a spus: la un moment dat s-a luat după un prieten din Belgia și a început să fumeze trabuc. L-au văzut prietenii și au zis că parcă ar fi un gentleman cu trabucul în gură. Iar apoi, de la gentleman la Mister, nu a mai fost decât un pas. Urmează întrebarea. Ce apelativ vă place mai mult? Procurorul sau Mister? Îmi place mai mult, mi-ar place. Și am câțiva prieteni care mi se adresează de Martin în maniera asta, dar nu neapărat în glumă. La fel cum, dacă ceea ce este imposibil, să mă întorc în vremurile copilăriei, când maică-mea și toate rudele îmi spuneau Corneluș. Eram răsfățatul familiei. Am devenit procuror, e adevărat, porecla aceasta deci de procuror. Deci între Mister și procuror preferați Corneluș? Prefer Corneluș și pentru intim și... sau, cum îmi spune de obicei fiul meu, tati. E pentru existență cel mai bun medicament, cel mai bun balsam, că îți dă o responsabilitate în plus și se vede afecțiune. Iar problema de Mister, vechile obiceiuri din fotbalul românesc era să te adresezi la antrenor cu obișnuitul sătesc de șansul, Lucă și Prispă, neacutare. Și atunci, eu fiind un adept al fotbalului britanic, și acolo exista această distanță, n-are nicio legătură cu tutunul, cu astea care, datorită tutunului, am ajuns la operație. Iar când spune domnul Crăciunescu acolo că a fost o discuție în Belgia, eu aveam și un martor lângă mine, că nu mă duc singur, niște băieți care se ocupau cu fel de lucruri acolo, era vicepreședinte unei mari societăți de țigări, deci lucrurile sunt incontestabile, da? Asta este lumea. Mister, am lansat eu acea denumire ca să fac o distanță, dacă vreți, care este practicată de britanici, între cel care conduce și cel care trebuie să se supună. Că în momentul în care dispare acest raport, performanța începe să se ascundă. Am notat. Când suntem nea, suntem cam cu toții. Suntem ca parcă părem de brăcinar așa. Mister e ceva mai separat, mai distins. Lansează și o autoritate de care este obligatoriu nevoie pentru performanță. Mulțumesc! Revenirea noastră la Dinamo în 1996 a însemnat și apropierea de Cristi Borcea,
un tânăr adus la club. 95 a venit la Dinamo. De fostul antrenor al echipei Dinamo, Cornel Țelnar. Cristi Borcea a povestit că dumneavoastră sunteți cel care a încercat să îl educe, să îl cizeleze atâta timp cât v-a fost aproape. Aduc în atenție un moment povestit chiar de Cristi Borcea, îl citez acum. Eram director de marketing la Dinamo și într-un cantonament mă întreabă Nea Cornel, câți bani ai la tine? Eu i-am zis că 20.000 de dolari. Cash? Cash. Cash, că am fost gestionar de butelii. Îmi zice, dăm 15.000 încoace. Și m-a luat. Gestionar de butelii era pe lei. Și mi-a zis că sunt țăran. Eram îmbrăcat sport și s-a dus și mi-a cumpărat costume, ciorapi, pardesie. Apoi, Nea Cornel m-a luat să-mi arate Fontana di Trevi. Ce știam eu atunci? La Roma mi-a explicat toată istoria. Am mers pe jos 4-5 ore noaptea, îmi curgea sânge din picioare. Mă întreb cât de mult s-a schimbat Cristi Borcea datorită dumneavoastră și aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți mândru de Cristi Borcea, omul de afaceri de astăzi. Urmează întrebarea. Ați reușit să-l transformați pe Cristi Borcea într-un mister? Asta e bine să răspund alții. Cert este că atunci când mi-a venit colaborator, Cristi Borcea, sunt două lucruri diferite. Mă rog, să-l luăm pe cel plăcut. Întâi răspundeți-mi la întrebare. În ce sens? Dacă din punctul ăsta de vedere îl apreciez pe Cristi Borcea, este un tip inteligent, nu-l invidiez că ceea ce are el, spiritul acesta mercantil de descurcăreț în afaceri, nu-l am, pentru că nici nu puteam să-l mai am când în 47 din toate moșiile și proprietățile de la Bârlad s-au luat toate. Adică nu mai cred în justețea existenței cu a proprietate pe acest pământ și am cu totul altă formație idealistă. Pentru că nu luăm nimic după noi. E bine să lăsăm însă învățăminte, să lăsăm modele de urmat și încerc să fiu lucrul ăsta. Cristi Borcea a fost un tip care a învățat repede. Mi-a fost de real folos într-o perioadă grea lui Dinamo, poate mai grea decât cea care o traversăm acum. E adevărat că pe undeva și pe el lucrurile l-au mai schimbat după 2000, nu în sensul raportului față de mine. El este un tip sufletist, este un om controversat, cum suntem toți în lumea de astăzi, dar care am impresia că a prins niște lucruri care i-au folosit în viață și datorită apropierii ani de zile lângă mine. Bine, mulțumesc. Continuăm. Cu o întrebare roșie mergem. În 1991 ați fost la un pas de moarte în urma unui grav accident rutier produs în Italia. În acel accident a murit bunul dumneavoastră prieten din copilărie, Dan Alban, poreclit albanezul, despre care presa a scris că devenise între timp o mașinărie de făcut bani în Europa, cu afaceri cumva la limita legii. Ați descris pe larg tragedia în cartea dumneavoastră, vă citez. În mod ciudat, pe parcursul drumului, Dan a vorbit despre reîncarnare. La un moment dat, din față a derapat o mașină ce cobora, venea ca un bolid scăpat de sub control spre mașina noastră. Dan s-a ridicat pe volan șocat. Eu m-am întors instinctiv spre dreapta, încercând să mă apăr. Nu aveam centru de siguranță, aveam viteză, cam 130. O fracțiune de secundă am avut intuiția că voi scăpa, Dan nu a mai putut să facă nicio manevră. A luat șocul în plin, mai ales pe partea lui. Am fost aruncat cu capul în parbriz, iar brațul drept, intrat în bordul mașinii, mi-a troznit ca un vreasc. Mi-am pierdut câteva secunde cunoștința, m-am trezit imediat, zgomotul infernal al ciocnirii se terminase, era liniște. Am realizat că aveam brațul rupt. Dan era căzut pe volan. Am început să-l strig. Dane, Dănuțe, trezește-te, spune-mi ceva. Ați aflat de moartea prietenului dumneavoastră abia câteva zile mai târziu la spital. După acel accident, dumneavoastră ați suferit o intervenție chirurgicală de refacere a nasului, iar presa a scris că cicatricile dumneavoastră de pe față sunt de fapt din incendiul care a cuprins atunci mașina. În războaiele pe care le-ați avut cu impresarul Ana Maria Prodan. Eu război cu Maria Prodan? Ea cu dumneavoastră. Doamne. A insinuat că ar trebui să îl aveți pe conștiință. Eu nu mă lupt cu un frânt. Pe bunul dumneavoastră prieten.
Urmează întrebarea roșie. V-ați simțit vinovat de moartea prietenului dumneavoastră, albanezul? Nu, nu are nicio legătură. Niciun fel. Însă e important de apreciat că Dan provenea dintr-o familie deosebită de oameni de calitate și am fost coleg cu el de bancă la Ienăchiță Văcărescu. Atunci la Ienăchiță Văcărescu era și cursul primar, deci până în clasa 4-a, și cursul 4-7, și după aceea el în clasa 7 a plecat în București. Ne-am revăzut după câtva timp în București. Era un băiat descurcăreț din toate punctele de vedere, nu numai în România, de unde a plecat la câteva zile după căsătoria mea, la care a fost împreună cu alți prieteni. Erau niște băieți cărora le mergea mintea. Nu l-am mai văzut după aceea decât o singură dată, în 1979, când am jucat la Frankfurt. Și aici nu apare, dar mă rog, o să trebuiască să spun și ceva cu roșul ăsta, la urmă. Deci, că nu mă surprinde, e ceva normal. Deci, în 79 l-am văzut ultima dată, a venit să ne vadă la meciul de la Frankfurt. Iar după aceea nu l-am mai văzut pentru că eu, practic, după 84, așa cum ți-am spus și v-am spus, n-am mai avut voie să ies din țară. L-am revăzut imediat după 89, când s-a întors în țară. Era un om extraordinar, era un tip care a fost foarte apropiat de lumea adevărată care conducea Europa pe atunci și de sorginte sârbească, ca să nu-mi pierd gena. Și nu m-am simțit absolut deloc vinovat, a fost o lovitură de destin. Dar aceea lovitură de destin a fost pentru mine un învățământ, în sensul că el atunci nu a cunoștea toată echipa națională, nu făcuse decât unul sau două transferuri, ne întâlnisem cu niște prieteni și practic în momentul acela mi-am dat seama că eu tot ceea ce trebuie să fac în continuare în această tâlhărie de piață în care trăim este să fac așa cum am făcut și ca fotbalist, pe picioarele, cu corectitudine și cu onestitatea mea pe care am moștenit-o. Mulțumesc! 2013 este anul în care a început un adevărat război între dumneavoastră și soții Prodan Regekamp. Ana Maria v-a atacat printr-un mesaj postat pe Facebook, iar dumneavoastră ați răspuns cu afirmații compromițătoare la adresa lui Laurențiu Regekamp. L-ați acuzat că în 2002, în perioada în care juca în Germania, ar fi primit 200.000 de euro ca să aranjeze un meci din Bundesliga pentru pariuri. Echipa lui Regekamp trebuia să piardă la diferență de 3 goluri, dar scorul final nu a fost cel stabilit, motiv pentru care Regekamp trebuia să returneze de urgență suma de bani primită ca mită pentru a aranja meciul. Ați declarat că dumneavoastră ați fost cel care l-a salvat, vă citez, am vorbit la Belgrad și am rugat pe oameni să-l mai păsuiască o zi cu banii. Așa i-am salvat viața. Sârbii îl rezolvau repede cu gloanțele. Laurențiu Regekamp a răspuns acestor acuzații, citez, Bayern poate face blaturi doar în haosul din puțină minte care i-a mai rămas lui Dinu. Am numai compasiune pentru fantoma asta care se agață cu disperare de clubul Dinamo. O să depunem plângere împotriva acestui om. La rândul său, Ana Maria Prodan a reacționat dur la aceste acuzații și atunci în 2013, dar și recent. O citez. Cornel Dinu nu mai are cum să fie considerat o legendă după ce a făcut în ultima vreme. În cel mai bun caz, rămâne un etern sifonar. Își jignește familia, prietenii, foștii colaboratori, foștii coechipieri, pe absolut toată lumea jignește, așa că nu mă mai surprinde nimic din ceea ce face. Cornel Dinu este un om putred înăuntru și în afară. Vreau să știu dacă v-a depus plângere Laurențiu Regekamp, așa cum a declarat. Urmează întrebarea. Mai există loc de împăcare cu soții Prodan Regekamp? Eu n-am fost certat niciodată cu ei și, în general, de cei învinși de viață nu trebuie să vorbești, mă refer comportamental și mental. Trebuie să iei, așa sunt și ei creaturi ale Domnului, ale Creatorului. Dar nu au avut nicio legătură în întâmplarea aceea cu familia Prodan. M-a sunat unul din foștii mei jucători de la Târgoviște când eram cu, așa zis, o altă misiune, ca tatăl meu. El a fost trimis maestru Sondor, destinele sunt asemănătoare. Maestru Sondor din Doctor în drept la Liege și eu de la campion cu Dinamo și așa mai departe, după 20 de ani, trimis în divizia B la Târgoviște și o întreagă epopee.
Ei bine, atunci aveam un jucător Chiriță, favorit al meu, un băiat foarte inteligent, și el m-a sunat că e o anumită nepotrivire de comportament cu Regenbaum în Germania și cu încă cineva. Personajul acesta, Ana Maria Prodan, eu zic că i-am făcut bine și n-are sens să coborâm așa de jos nivelul discuției, pentru că când eram secretar de stat, mi-a adus un birou prietenul meu, Alexandru Lulescu, actorul, împreună cu mama, Dumnezeu să o odihnească pe maică-sa, și m-au rugat să o fac și pe aia, cum ar zice Răzvănel, prietenul meu, ziaric. Și am dat-o la Ovidiu Ionită și a făcut o ziarică. Și acum vedeți ce frumos vorbește ca ziaricii din ziua de azi despre adevărul. E, Chiriță mi-a explicat că e o nepotrivire, am pus mâna pe telefon, am sunat unul din oamenii apropiați ai comandantului al Arcan, Mile Iercovici, care conducea Novi Sadu, și i-am spus, mă, ce s-a întâmplat? Până au luat niște bani și ei credeau că în România nu mai dăm bani înapoi. Acolo nu e, acolo, dacă ai, nu te-ai ținut de cuvânt și ai luat banul, te poți trezi, într-adevăr, în rigolă cu un glonț în cap. Și i s-a mai dat o păsuire de 12 ore, a venit cu banii, bineînțeles, și toată această... N-am zis că sunt în tribunal, am proces cu Crăciunescu, cu Giovanni... Mai am 30 secunde. Nu, nu mai am dat deloc, 5 secunde. În toată această discuție au apărut tot felul de martori pe care văd că nu-i consemnați, care au spus că așa au stat lucrurile. Din Croația, din Serbia și așa mai departe. Bine. Vă citesc. Cu Fănuș Neagu mă știam din 67, când la barul Melodii ne-a oferit cadou mie și regretatul internațional Florea Dumitrache o cutie cu bomboane fondante. A venit la masa noastră, înalt, cu plete blonde sclipitoare, nu degeaba îi se spune Marele Blond. De atunci am rămas cei mai buni prieteni din lume. Fănuș a fost cel mai bun și cel mai modest om din lume. A fost un geniu al neamului românesc, un geniu al frazei, un tip cu o cultură și cu o sete de cunoaștere fără egal. Sunt cuvintele dumneavoastră despre cel de care v-a legat o prietenie de aproape jumătate de secol. Prietenia dumneavoastră a dat însă naștere și unor speculații mai puțin onorante. La acea vreme, semnați editoriale în revista Flacăra a lui Adrian Păunescu, iar articolele dumneavoastră erau atât de lăudate încât gurile rele spuneau că sunt de fapt scrise de prietenul dumneavoastră, marele scriitor Fănuș Neagu. Vreau să știu dacă este adevărat că Fănuș Neagu era cel care vă scria de fapt articolele din revista Flacăra și ce l-a determinat să vă facă personaj într-una din cărțile sale celebre din romanul Frumoși și nebuni ai marilor orașe. Urmează întrebarea. Cum ați ajuns personaj în romanul lui Fănuș Neagu? Edvald Ara. Nu, în primul rând a trebuit să spun și eu ceva la un moment dat, divagând puțin. Deci, la final. Da, interesant. Bine. Noi doi putem sta de vorbă câteva zile aici, te avem de spus. În fine, pe Fănuș nu puteam să-l cunosc în bar noaptea. L-am cunoscut, era atunci la modă braseria de la Atene Palace, unde ne întâlneam profesori de la drept, fotbaliști, prieteni ai mei, dar într-o frumusețe pierdută, nu întâmplător, așa se numește, Frumoși și nebuni ai marilor orașe. E ceva care nu mai poate fi înțeles, pentru că era vorba de respect, de prietenie, de umor, de foarte bună calitate. Mi-aduc aminte când veneam aici la tine, văd unde eram parcat, văd niște motocicliști, mi-aduc aminte că plecam o dată de la Mogoșaia, unde se răfănuși cu alt mare prieten al meu, actorul teribil Gigi Dinică. Eram cam obosit spre primăvară, noaptea, mă rog, nu prea dormisem. Era în vară și plecam și la un moment dat Gigi din spate, cum stătea el, că nu stătea lângă mine în mașină, că îl deranjeam, că era schimbătorul la volan aici. Mă deranjez, dragă. În spate zice, mai ușor, dragă Corneluș. Dar de ce, Gigișor? Păi e țară de bicicliști, nu vezi câte bicicliști. Și uite că am ajuns țară de bicicliști. A avut premoniție teribilă. Iar Fănuș, din punctul acesta de vedere, m-aș fi bucurat să am stilul de scris al Fănuș, dar Fănuș este unic. I se zice că ar veni dintr-o influență oarecum a lui Panaiti Strati, dar fraza lui Fănuș este unică, nu poate fi. Maniera în care scriu și scriu în continuare, da, mă simt bine aici la voi, la Fanatic, că e un fel de fanatic tot întrebările astea roșii, că și scriu la Fanatic la prietenul meu Horia Ivanovici. Deci se leagă. Deci sunt lucruri complet diferite. E adevărat că din când în când Fănuș îmi spunea, nu e rău ceea ce ai scris. Iar Edvald Ara era o combinație. Eu eram fotbalistul celebru care vine într-o seară. Așa începe în roman.
Sigur că nu era adevărat, era imaginația teribilă, fabuloasă a lui Fănuș, pentru că era un tip uluitor și cu... să fi văzut o discuție despre literatură între el și profesorul Personajul Mărcuț. Domnule Cornelinu. Personajul Edvald Ara este real, pentru că acolo mai sunt câțiva. Este Raminski, care o combinație de Guță Băieșu, Conții Bărbulescu. O lume trecută cu o frumusețe de vorbă și de respect în prietenie, de care mi-e tare dor. Mulțumesc. Mergem mai departe. Sunteți un tip unic, aș putea spune, atunci când vine vorba de replici și de ironii usturătoare. Gura de Târgoviște, am spus. Atunci. Vă dau câteva exemple. După un meci România-Belgia ați comentat, vă citez, în prima repriză jucătorii români trebuiau să-și pună vată în urechi ca să nu răcească atunci când treceau belgienii pe lângă ei. Despre fostul fotbalist Adrian Cristea, extrem de mediatizat în timpul relației pe care a avut-o cu asistenta TV Bianca Drăgușanu, ați spus: Adrian Cristea se mișcă pe teren mai puțin decât Bianca pe scaunul de la emisiunea lui Capatos. Nici pe Adrian Mutu nu l-ați iertat de comentariile dumneavoastră acide, vă citesc din nou: cum sunt blugii lui Mutu, așa e și jocul lui Dinamo. Rupt. Ați găsit chiar dumneavoastră o explicație pentru toate aceste comentarii acide pe care vă place să le faceți? Ați spus așa: sunt un tip tranșant. De mic mi se spunea gură de Târgoviște, căci am o limbă ascuțită și piperată. Eu nu știu să mă eschivez, nu știu să joc teatru, sunt partizanul zicalei, cei în gușă și în căpușă. Sunt puțini cei care scapă totuși de criticile noastre acide și mă întreb dacă există și oameni în lumea fotbalului pentru care să aveți cuvinte de laudă. Urmează întrebarea. Vă considerați un tip superior? Nu, în niciun fel, dar sunt un tip direct, de unde și expresiile acestea care continuă și admita gură de Târgoviște. Dar gura de Târgoviște are un farmec aparte. Gura de Târgoviște, se zice că scrisoarea pierdută a lui Caragiale a fost scrisă chiar în clădirea de lângă tribunalul de în Târgoviște, unde mergeam cu taică-mă foarte des și mi-a explicat: vezi, când eram eu judecător și procuror, zeița justiției era legată la ochi, avea cartea și sabia în mână. Acum nu mai are nici sabie, nu mai are nici carte și au și dezlegat-o la ochi ca să vadă de unde vine verdictul. Deci expresia nu este sufletul. Expresia este acidă, că am trăit într-o lume acidă, o lume în care nu ne iertam între noi și era un umor de o calitate extraordinară. Scriitori, povesteai de Vadim. Vadim era un tip teribil. Conujan Barbu, Fănuș, Băieșu, Marin Preda, Monșer. O lume teribilă, o lume de vis. Dar era aciditatea exprimării care ne atrăgea atunci a momentului, în niciun caz o intenție de jignire. Era, dacă vreți, o zurbageală de vorbe. Mulțumesc. Mergem mai departe. Toată viața noastră v-a plăcut să fiți înconjurat, mi-ați spus și noastră pe durata emisiunii, de personalități marcante ale vieții sociale și artistice românești. L-ați numit pe Gheorghe Dinică, pe Ion Băieșu, de ce la Serghin ați vorbit încă, Fănuș Neagu. Pe Fănuș Neagu știm, l-ați avut 5 ani de cununie, v-a botezat și băiatul. În 2011, fiul noastră s-a căsătorit, iar presa a descris nunta ca pe un eveniment cu mare ștaif, la care au luat parte peste 450 de invitați. De această dată însă, naș de cununie, nu a mai fost o personalitate din lumea culturală, ci a fost Nicu Gheară. Tot familia Gheară a botezat-o și pe nepoțica dumneavoastră, Natalia Mihaela. Urmează întrebarea: de ce v-ați înrudit cu controversatul Nicu Gheară? Controversați suntem toți. Cât trăim, suntem controversați. Foarte greu să spui despre cineva că n-are absolut niciun fel de, hai să spunem, de formații comportamentale, dar ele să nu păgubească semenul. Asta contează foarte mult. Cum să spun, eu am ieșit din spital, am fost internat pe 17 iulie și am ieșit pe 16 septembrie. M-a ținut prietenul meu Șerban să-i dea Dumnezeu sănătate, la etajul 6 acolo, de unde vedeam și stadionul, era încântător. Eu cu furtună, eu cu chestii de genul ăsta în mine, cum spunea conțilul Gigi Dinică odată, zice,
era în Germania, avea o criză și îl vede, zice, Gigi, vorbește și tu cu doctorii ăștia de lângă. Dar de ce? Pentru că zice să mă mute la patul ăla, că la cât de urât ești, poate îi sperie, apropo de gură de Târgoviște. Că ăla care a stat la patul ăla s-a chinuit mai puțin decât mine, avea o pancreatită acută. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu pot să spun că aș fi avut, am răutăți sau lucruri de genul acesta. Cert este că a fost o lume de vis care a dispărut și de care mi-e dor de ea. Iar eu când am ieșit pe data de 16, datorită faptului că socul meu, care e într-o familie veche de macedoneni, Gudu, atestați ca și familia Meta de vreo 400 de ani, tatăl lui a crescut o serie de băieți, răspundea de Piața Obor, tatăl cuscului meu. Și în momentul ăla a crescut mai mulți, între care și pe Nicu Gheară. E adevărat că acest tată al cuscului meu a fost arestat în 86, l-au bătut la o secție de poliție, a făcut infarct și a murit. I-a crescut, iar alegerea de a fi naș nu mi-a aparținut, dar nu mă dezonorează deloc, pentru că l-am cunoscut pe Nicu Gheară și am avut și momente plăcute între noi. Bine, continuăm. Sunteți un om cu multe grade în statul român, domnule Cornelin, la propriu, prin prisma faptului că ați fost fotbalist și antrenor la clubul Dinamo, care aparține ministerului de interne, ați ajuns în 2003 general în rezervă. Ați fost și ministru secretar de stat în guvernul Petre Roman și ați fost decorat de fostul președinte Traian Băsescu cu ordinul Meritul Sportiv, clasa 3-a, pentru întreaga activitate sportivă. Cu toate acestea, v-ați exprimat de-a lungul timpului nemulțumirea pentru faptul că munca dumneavoastră de o viață nu se reflectă în banii pe care îi primiți de la statul român. Din declarația noastră de avere, am calculat un venit lunar total de 10.000 de lei, care înseamnă bani din pensie, indemnizație de revoluționar și suma încasată din colaborarea cu un ziar. Ați declarat și vă citez. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare în 2003 cu 5.000 de lei și acum pensia mea a ajuns la 6.200. Eu am avut 40 de ani la Dinamo cu funcții de conducere. În schimb, doamnele Lipă și Monica Iagăr, care au stat doar 3-4 ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei și nu au nici măcar jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Tot dumneavoastră ați spus că primiți o indemnizație de revoluționar de 1.200 de lei, dar nici aceea nu este corectă, vă citesc din nou. Aici este o altă poveste. Am cerut să mă treacă la luptător în revoluție cu merite deosebite, că era să mor de vreo 3 ori în decembrie 89, mi-a trecut glonțul pe la ureche. Urmează întrebarea. Vă simțiți umilit de statul român prin pensia pe care o primiți? Nu, nu mă simt eu direct umilit. Să bat în banda asta roșie în care tot vă jucați. Deci, așa mi-a dat Dumnezeu. N-am fost niciodată un disperat după bani. Puteam să am avere extra. Mi-a dat Dumnezeu cât a trebuit și mi-a ajuns. Și mi-a ajunge și acum. E vorba de o nedreptate generală. Adică oameni care au făcut niște lucruri, nu e cazul meu neapărat. Dar nu se poate ca unul care are o funcție de conducere 3 ani și care nu are nicio legătură cu trecutul să primească o anumită recompensă de la stat, iar alții, nu numai cazul meu, care n-au ieșit la pensie în 2007-2009 în devălmășia aceasta legislativă în care trăim, e vorba de principiu, nu de bani. Și din punct de vedere la principii, nu renunț niciodată. Mi-aduc aminte că eram în Franța cu prietenul meu Ion Pârcălab, avea o prietenă acolo, Marianj, și Pârcălab era de-al nostru, nu putea să spună tot timpul adevărul. Și Marianj, care stătea undeva pe colină, taică-s, era mare agricultor, noi mai spuneam, am fost colo, și ea zice, Ion, jamais la le principe, tu juri la verite, lasă-mă cu principiile, spune-mi adevărul. E cum să spun adevărul, Ionel, care era simpatic, era de-al nostru. Deci, pe mine mă deranjează felul în care sunt tratați oamenii în România. Oameni care au făcut niște lucruri deosebite. E o discuție de cu totul altă natură. Mi-ajunge când mi-a dat Dumnezeu și cum să spun, și cu asta închei, când a venit furtuna către mine sau peste mine, undeva providența m-a ajutat să vină imediat și soarele. Deci este o înșiruire din această ciclică care dă foarte mult de gândit și care nu întâmplător să zice că undeva acolo
un destin este pe undeva și mângâiat și încercat. Mulțumesc! În copilărie ați trăit înconjurat de intelectuali, iar mătușa Elena, despre care deja ne-ați vorbit, a fost, vă citez, personajul principal al devenirii mele. Absolventă de filozofie, cu doctoratul luat la Paris, ne lua verile pe toți, cei patru nepoți, și ne ducea în fiecare dimineață la curtea domnească. Acolo ne învăța franceza, româna și marea poezie națională. La 4 ani recitam Bolintineanu, Coșbuc și Goga. Știam pe de rost 40-50 de poezii. Ați povestit că tatăl dumneavoastră se trăgea dintr-o familie cu 12 frați, boieri moldoveni din Bârlad, proveniți din Răzeșii lui Ștefan cel Mare. După 1947, anul în care v-ați născut, familia tatălui dumneavoastră și-a pierdut toată averea, iar tatăl dumneavoastră, jurist de profesie, cu doctoratul în drept obținut la Liege, în Belgia, a fost trimis atunci la munca de jos. Vă citez. Îl vedeam în fiecare seară întorcându-se de la schela vâforâta murdar, pleca la 6 dimineața și venea la 8 seara murdar de ulei și rupt de oboseală, ajunsese maestru sondor din doctor în drept. Tata a fost într-un final reabilitat și reintegrat în sistemul de justiție, iar atunci când ați realizat drama prin care acesta a trecut, l-ați întrebat cum este posibil ca intelectualii români să fie atât de ușor umiliți, trimiși la munca de jos și distruși în închisori. Tata v-a răspuns, și citez acum, în momentele importante, poporul român este neatent. Vorbele tatălui dumneavoastră fac referire evident la perioada comunistă, când oameni de cultură și somități ale României au fost izolate și chiar persecutate. Mă întreb dacă și astăzi, privind realitatea politică românească, mai sunt valabile vorbele tatălui dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă România a învățat între timp să își aprecieze intelectualii și dacă aceștia fac parte astăzi din structurile de conducere ale statului român. Urmează întrebarea. Mai are România nevoie de intelectuali? Ce se întâmplă? Căderea și decăderea acestei națiuni, datorită și așezării istorice, este ciclică. Nu întâmplător, intelectualitatea interbelică, în ciuda comintenismului care a venit peste noi, au mai avut o perioadă de realizări, de lucruri deosebite făcute. Am să dau un simplu exemplu care lumea nu-l știe, dar merită spus. E vorba de această industrializare care s-a făcut și care toți o atribuie lui Ceaușescu. Cel care a gândit-o și toate raporturile lui Ceaușescu până în 1972-73, când l-a dat la o parte, au fost făcute de un intelectual rasat, de Ion Gheorghe Maurer. Ceea ce e interesant că în anumite consilii de miniștri în care Columbeanu, tatăl, consemna stenografia și consemna ce se discută, apăreau, ca să înțelegeți, că intelectuali mai avem, dar din păcate ne înconjoară prea mult mizeria și s-au retras și asta mă doare. Pentru că fără oameni cu cunoaștere de carte, atașați intereselor poporului român, este imposibil să trecem peste această criză mondială și care probabil că e o încercare a civilizației umane. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. La alegerile locale de anul trecut ați fost unul dintre numele celebre de pe lista de consilieri locali ai candidatului PSD la primăria capitalei, Gabriela Firea. Numai că la 1 octombrie, la doar o săptămână de la scrutin, ați anunțat că vă retrageți, ați spus așa, mă retrag de pe această listă, chiar dacă am răspuns afirmativ la propunerea transmisă numele primarului capitalei. O cunosc pe doamna Gabriela Firea de când era soția profesorului Răzvan Firea, antrenor de atletism la Dinamo, și nora doamnei profesor Elena Firea. Dar, după 1989, nu am fost membru al niciunui partid politic, pentru că deja aveam Partidul România, cu doctrina unică, totul pentru binele României. Aș vrea să-mi spuneți dacă v-ați retras din Consiliul Local, pentru că v-ați dat seama că politica nu e de dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați fi rămas în Consiliul Local dacă Gabriela Firea ar fi câștigat primăria capitalei? Nu. În primul rând că a fost o neînțelegere propunerea și cu anturajul, deci nu mă regăsesc în acest anturaj. Iar
Convingerile mele sunt foarte simple din punct de vedere politic și urmează un învățământ al unchiului meu, Herișescu Bolintineanu. După ce a revenit în București, după vreo 15 ani de domiciliu forțat la Schiera Petrolieră Berca, am reușit cu Picu Vârtos, care era secretarul primăriei, să-i dăm un parter din una din nenumăratele lui vile care le avea. Și în momentul acela venea de multe ori și ne lua de la antrenament. Și cum am povestit, ne ducea să-și bea un coniac la Capșa sau la Atene Palace, aștepte că în viziunea lui venea regina să-și facă socotările. Ei bine, de multe ori îi spuneam, îl iubeau toți în anturajul meu de prieten, fotbaliști și așa mai departe, era un tip șarmant, încântător, și îmi spunea, zic, hai nașule, mergem să bei coniacul, dar nu să trecem mergem pe jos. Dar de ce, mă, nașule, pe jos? Păi să trecem pe verde, că nici nu știu de ce am suferit. Să nu te prind că te bagi în politică, pentru că e cea mai mare nenorocire și românii n-au nimic comun cu așa ceva. Dacă nu ești de acord cu ei, te pedepsesc fără să meriți așa cum am fost eu pedepsit. Și am urmat crezul. Bine, mergem mai departe. Tot cu o întrebare roșie. În cercurile dumneavoastră este cunoscută relația de prietenie pe care ați avut-o cu temutul lider paramilitar sârb, Arcan. Presa a descris un episod din 1996 petrecut la Belgrad înaintea unui meci în deplasare al echipei Dinamo. Citez acum: după ce a aflat că dinamoviștii vor fi cazați într-un hotel aflat la periferia orașului Belgrad, Arcan a luat imediat măsuri, s-a enervat rău. Cum să stea Cornel Dinu acolo? Iar Arcan a schimbat hotelul pe banii lui. Ne-a mutat într-un loc frumos, în apropierea stadionului celor de la Steaua Roșie și a casei sale. Cornel Dinu este fratele meu, așa a spus Arcan. Tot presa a scris că temutul luptător v-ar fi dăruit pistolul său, iar cu această armă ați fi intrat într-o ședință care se ținea la clubul Dinamo și l-ați fi amenințat pe Giovanni Becali, nemulțumit fiind de rezultatele clubului, spunând, și vă citez: băi Giovanni, ăsta nu e orice pistol, e pistolul lui Arcan. Aș vrea să-mi spuneți dacă acum dețineți o armă și dacă în timp ați împrumutat din temperamentul lui prietenului dumneavoastră sârb. Urmează întrebarea roșie. L-ați amenințat pe Giovanni Becali cu pistolul temutului luptător sârb Arcan? În primul rând că nu există acest pistol. De Arcan mă leagă lucruri deosebite. Un patriot al Balcanii, un om, ar trebui vreo câteva ore ca să vorbim despre el. Sigur că, cunoscându-mă originea, l-am cunoscut în 91 prin prietenii mei, jucătorii de la Steaua Roșie, în frunte cu Jaici. În perioada aia jucam foarte des cu Naționala Serbiei și un tip fabulos, e o discuție lungă. Deci, în discuțiile acestea, care mai mult sunt fabulația unei părți a presei, se spune nu numai în Serbia, dar în Serbia în mod deosebit, dar de cel mai multe ori în Italia, că trebuie să te gândești foarte bine la ce temperament ai, dacă ai cumva o armă și mergi cu ea la tine. Că dacă ești un temperamental și cum sunt eu pus pe adevăr, s-ar putea să și scapi dacă ai arma la tine și să tragi. Deci e mai bine să-mi păstrezi armele vorbei decât această agresivitate care nu o consider deloc normală pentru civilizația umană și care a făcut hecatombe de victime de-a lungul miilor de ani. Deci nu s-a pus niciodată o astfel de problemă sau de discuție sau de vreo armă. M-a făcut membru de onoare al Partidului Naționalist Sârb, care este o onoare pentru mine pentru că e jumătatea cealaltă. Ați criticat de multe ori modul în care sunt menegeriate unele echipe de fotbal. Ați vorbit despre lipsa unei strategii inteligente, ceea ce duce la lipsa performanțelor pe teren. Anul trecut, când au apărut cele mai grave probleme din istoria clubului Dinamo, v-ați folosit și de ironia profundă care vă caracterizează de cele mai multe ori discursul. Ca să descrieți situația de la echipă, ați spus așa: starea de la Dinamo e din cauza poziției geografice a clubului, situat între spitalul de urgență și circ. În acest moment, soarta echipei Dinamo pare compromisă. Urmează întrebarea: care va fi soarta echipei Dinamo? Sper să se salveze. Sper să se salveze. Sigur, am un ochi critic. Știu foarte bine de mult, în perioada anilor 70, eram abonat la majoritatea publicațiilor. Pe atunci se mai găsea și Le Monde și France Football la chioșcurile noastre și Gazeta de lo Sport.
Știu foarte bine ce însemna viața de atunci pentru Occident și, din păcate, mai mult răul pe care l-am importat. Ceea ce fac actualmente suporterii la Dinamo este admirabil. Într-un moment de prăduitori care s-au succedat la conducerea acestei echipe, în special în ultimii 7 ani. Am vorbit, nu vreau să mai reau discuții. Însă, practic, tot acest efort trebuie să găsească și o anumită finalitate. Nu pot să conducă suporterii. Ei pot să financeze, pot să aibă, așa cum este pretutindeni în lume, pentru că noi trebuie să împrumutăm ca să compensăm decalajul de civilizație care ne-a adus Cominternul, deci anii aceia nenorociți când i s-a distrus toată intelectualitatea, o parte au reușit să se salveze. Deci trebuie să-i compensăm luând ceea ce este bun în Occident și nu ceea ce este rău. Și din punctul acesta de vedere, cred eu că nu mai sunt condițiile în care primii secretari finanțau echipele înainte de 1989 în funcție de atașamentul față de fotbal și că pentru că statul este total neatent la această imagine care a existat a sportului, este important ca pretutindeni suporterii să cotizeze, dar după modelul occidental. Să ia deciziile importante, să aleagă președintele, iar la rândul lui să-și găsească echipa de lucru. Eu oriunde am condus, am plecat de la principiu, nu schimb pe nimeni, schimb regulile. La fel am făcut și în Ministerul Sportului, când erau niște presiuni imense, i-am lăsat pe cei care creează la performanță. La fel am făcut și la Dinamo. N-am dat pe nimeni afară, dar am făcut reguli. Cine nu l-a respectat, a plecat singur. Mulțumesc. La Dinamo, echipă înființată exact în anul în care v-ați născut și dumneavoastră, aveți un palmares de invidiat. Îl mai numesc o dată. 454 de meciuri jucate, 6 titluri de campion câștigate, 2 cupe ale României, de 3 ori titlul de fotbalist al anului. În calitate de antrenor ați câștigat cu Dinamo campionatul în 1999, 2000, 2001, 2002, plus Cupa României la fotbal în anii 2000 și 2001. Despre acea perioadă ați spus, vă citez, am reușit, cred eu, să fac una din echipele care au jucat cel mai frumos fotbal din istoria lui Dinamo până prin 2001, cât am antrenat. Ați revenit la cârma echipei pentru perioade scurte, în sezonul 2002-2003, precum și în 2007-2008, ca director tehnic, iar în ultimii ani ați deținut funcția de administrator delegat al clubului. De Dinamo vă leagă, practic, un destin de 30 de ani și vă citesc din nou. În 2011, când Dinamo dădea primele semne de îmbolnăvire, eu m-am operat pe inimă. Acum, când Dinamo e bolnav profund, eu am făcut COVID. Sufăr împreună cu Dinamo, ăsta mi-e destinul. Urmează întrebarea. A meritat Dinamo să îi dedicați întreaga viață? Da. Da, pentru că a fost... A fost din multe puncte de vedere și în special când am pășit prima dată la Dinamo, o concordanță, dacă vrei, și cu educația de a avea măsura lucrurilor în toate și de a nu avea hămesirea asta de bogății de șarte. Și atunci am fost învățat și care continuă ca o profesiune de credință în existența mea, două lucruri. Primul care mi l-a spus, era un general care conducea Dinamo și echipa de fotbal, generalul Staicu Dânobor, zice... Primul lucru care trebuie să-l faceți aici la Dinamo e să serviți Dinamo, nu să vă serviți de Dinamo. Ceea ce s-a întâmplat și după 2012-2013 la Dinamo, poate ceva și înainte, și care se întâmplă incomensurabil la ora actuală în societatea românească de așa zis și politicieni. Și al doilea lucru, să nu cereți nimic niciodată, vi se va da dacă meritați. Astea sunt două convingeri care îi mulțumesc lui Dinamo că mi l-a dat în fragedă tinerețe. Mulțumesc. Sunteți o personalitate iubită și contestată deopotrivă. Aparițiile publice v-au prezentat ca pe un tip cinic, cu un aer superior. Într-una din declarațiile dumneavoastră recente ați spus așa: sunt leu și am o personalitate pregnantă, dar prin fire sunt un om extrem de sensibil. Am suferit pe nedrept din partea unor oameni pe care am considerat prieteni. Reacționez destul de rapid la nedreptate, la răutate, la anormalitate, dar ești om și trebuie să reziști. Ăsta ți-e datul, suferința însă rămâne. Vreau să știu, dacă ați putea da timpul înapoi, care ar fi acel singur lucru pe care l-ați face diferit? Urmează întrebarea. Care este marele dumneavoastră regret?
că n-am putut să fac mai mult pentru poporul meu. Și poate că, urmând convingerea familiei, poate că dacă aș fi intrat în politică în zilele de astăzi, sigur, intențiile mele ar fi fost numai în folosul neamului meu și al poporului meu, dar așa cum sunt vremurile, timpurile și obiceiurile, cred că sfârșeam foarte greu, pentru că adevărul și dreptatea sunt ascunse poporului meu și lucrul acesta mă doare fantastic. Și chiar acuz oameni care ar putea să facă bine, care s-au retras, pentru că, din păcate... Deci vă pare rău că n-ați făcut politică? Nu, aș fi... mi s-a propus, n-am vrut, dar mă gândesc de multe ori că aș fi încercat să fac politică, dar asta ar fi însemnat în ceea ce se întâmplă în România, pentru că eram adept adevărului, al corectitudinii și al cinstei. Asta ar însemna să mă leg de o cruce și să am o soartă nefastă, așa cum să judecă cei care vor binele neamului în momentele actuale, deși globalizarea de care se discută și care este o problemă veche, chiar la sfârșitul secolului 19 se vorbea de ea, s-ar putea să nu aibă niște lucruri rele, să ducă spre un socialism echilibrat, dar deocamdată încercările de a distruge familia, sănătatea, școala, comportamentul, dacă vreți, etniile sunt împotriva firii și împotriva creatorului, care doar face niște experiențe cu noi, cum îmi spunea de multe ori profesorul Molcuz, Dumnezeu să-l odihnească, uite, vezi, noi suntem un pahar aici și băieții de sus care ne-au făcut să joacă așa cu noi, mai învârte, ia mai, ce-au mai făcut ăștia, ce-au mai dat peste cap, ce-au mai distrus, le mai dăm o lecție, poate învață ceva. Să sperăm că lecțiile acestea de rău ne vor duce spre bine. Ne ajută, așa să fie. Și am ajuns la ultima întrebare. În februarie anul acesta, înțeleg că ați suferit încă o operație. În decembrie anul trecut v-ați îmbolnăvit de COVID-19, deși ați spus că ați avut grijă să nu vă infectați. În mai 2018 ați suferit o pneumonie gravă. Ați fost internat de urgență la Spitalul Floreasca pentru tratament, iar după vindecare ați spus, am fost la un pas de moarte. Am impresia că am mai trecut odată pe malul Stixului, dar barcagiul nu era încă acolo. 2018 a fost un an în care am avut niște discuții cu destinul meu. Un an în care le-am spus sincer prietenilor mei că dacă apuc 70 de ani, s-ar putea să merg mai departe. Declarația venea și după acea foarte mare cumpănă prin care ați trecut, operația pe cord de atunci când ați stat câteva luni internat în spital, o intervenție despre care ați spus, am avut sternul tăiat și cusut cu sârmă, 3 luni m-a durut în fiecare secundă, dar am supraviețuit. Urmează întrebarea, câte vieți aveți? Una singură, se spune că ar mai avea viața de apoi, dar nu s-a întors nimeni de acolo să ne spună dacă există cu adevărat. Mulțumesc mult pentru că ați venit la mine aici la 40 de întrebări. Pe micile ecrane, telespectatorii văd un tabel, îl vedem și noi. Nu mai avem nici măcar un minut pentru o discuție ulterioară a acestei emisiuni. Ați vorbit amplu și eu vă mulțumesc pentru asta. Mi-a făcut o foarte mare plăcere și sunteți un partener de discuție excepțional. Repet, v-aș da foarte mult timp dacă aș mai avea de unde. Știi că energia se și transmite. Probabil că o parte din energie, că nu mă simt prea bine în ultimii ani de zile, dar o parte energie poate că vine și de aici și de la tine. Și poate că și de la acest prost post, pentru că eu sunt legat foarte mult, am avut prieteni și am avut o experiență teribilă în Turcia și apreciez onestitatea și, dacă vrei, coloana vertebrală a acestui popor. Mulțumesc frumos, domnule Cornelinu, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Sunt Denise Rifai, aceasta a fost ediția din această săptămână. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi întrebări și cu, evident, un nou invitat. Mulțumesc frumos pentru atenție, seară frumoasă, la revedere!